Preacurgioase părinți, iubiți credincioși, bine ați venit la această seară duhovnicească. Pentru început o să rostim rugăciunea Împărate Ceresc, după care vă face o succintă prezentare. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pe tine ești și pe toate le primești, Vizierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și cățărășuiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinecimea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Preacurgerice Părinte, Protoiereu, binecuvântați. Cu noi este Dumnezeu ca să o faci ca să iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preacurgerice Părinte, Protoiereu, Preacuvioasă Părinte, Preacurgerici Părinți, iubiți credincioși, bine ați venit la această seară duhovnicească, care se dorește a fi o întâlnire ziditoare de suflet și în același timp o călătorie în trecutul ortodoxiei noastre strămoșești mult pătimitoare, prin evocarea câtorva personalități martiri, mărturisitori, care s-au jertfit în temnițele comuniste. În contextul anului omagial al apărătorilor ortodoxiei în timpul comunismului, pe care Patriarhia Română l-a declarat, Protoieria Panciu, în colaborare cu Parohia Sfântul Dumitru din Adjud, sub oblăduirea părintească a Arhiepiscopiei Buzeului și Vrancei, a organizat în această seară conferința cu tema Ortodoxia mult pătimitoare, martiri și mărturisitori din țara Vrancei sub totalitarismul comunist. De la Nero la Stalin, prigoana anticreștină a făcut milioane de mucenici în toate laturile pământului. Particularitatea comunismului a constat însă în aceea că n-a urmărit numai să ucidă pe creștini, cât să ucidă însăși credința din mintea și inima lor, pentru a pune în loc, prin teroare, urăciunea pustirii materialiste. Planul s-a aplicat sistematic și pe termen lung la nivel de individ și de popoare. Când în Rusia Revoluția Bolșevică era în plin avânt, în România s-a ridicat o generație care a înțeles cu un ceas mai devreme decât toți că sub masca egalitarismului și a progresului, bolșevizarea era de fapt satanizare și a hotărât să-și pună viața pentru apărarea credinței și a sufletului românesc. Aceasta avea să fie generația martirizată de comuniști după înstăpânirea lor de plină în România. Aruncați zeci de ani în temnițe ucigașe, împușcați în munți sau deportați în lagărele morții din Siberia, românii au pătimit pentru credința în Dumnezeu și în rostul creștin al acestui neam. Lupta lor n-a fost una politică. Ea nu s-a purtat în ultimă instanță cu egemonia acestui veac, ci cu însăși puterile începătorile și stăpânirile Întunericului. Și pătimirile lor i-au învrednicit de har, căci suferința pe cruce, suferințele pe cruce celor răstigniți li se prefac în izvor de daruri neajunse pentru alții, spunea Părintele Arhimandrit Sofronie Saharov.
Ei sunt noii martiri ai Pământului Românesc, înfrățiți în Duh cu mărturisitorii din toate celelalte state foste comuniste. Am socotit, deci, că această conferință ar putea aduce folos sufletesc și întărire în aceste timpuri de noi încercări, în care ateismul a căpătat noi valențe mult mai viclene. Conferința pune alături imagini, frânturi de întâmplări și fărâme de cuvânt care trasează doar liniile mari ale martirologiei românești subcomuniști. Acum când e nevoie mai mult ca oricând de modele, când globalizarea europeană preia din ce în ce mai mult principiile comunismului, mărturisitorii români din temnițe pot constitui repere de demnitate creștină și națională. O cetate, scrie Părintele Dimitrie Bejan, se mântuiește dacă are cel puțin 10 drepți între zidurile sale. Dar pentru un neam întreg, câți drepți ne trebuie? Cine poate să socotească? Am făcut această succintă introducere și vom da cuvântul în scurt timp celor care vor vorbi despre cei care au pătimit în temnițele comuniste. Vor vorbi în această seară domnul Silviu Alupei, jurnalist, domnul Valentin Muscă, publicist, părintele Vasile Dapija, protoriu al protoierii Panciu, părintele Vasile Oriță, paroh al parohiei Sfântul Dumitru din Adjud, părintele Traian Zolta, paroh al parohiei Costișa, comuna Lespezi, protosinghel Isidor Iacu, mănăstirea Sihastru, profesor Cicu Valentin Dogal și lista rămâne deschisă. Și părintele Ionel Adam. Ordinea a fost una aleatorie, n-a fost una care să... în ordinea înscrierii la cuvânt. Deci, pentru început, părintele protoiereu vă va vorbi câteva cuvinte, după care va da cuvântul celorlalți invitați. Bună seara! Dăm slavă Bunului Dumnezeu că ne-a întărit a ajunge în seara aceasta într-un spațiu încărcat de sfințenie și de har, așa cum este biserica, o biserică veche, cea mai veche biserică din Adjud. Și vreau să menționez faptul că activitatea din seara aceasta se desfășoară cu binecuvântarea la Preasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei. Sigur, Părintele Mihai, în calitate de gazd, alături de Părintele Vasile, a menționat, a trasat cumva caracterul întâlnirii noastre și sunt așa cuprins de o reală emoție, gândindu-mă că în seara aceasta trebuie să, sau ne-am propus să evocăm pe de o parte personalitatea unor mărturisitori din perioada comunismului și, pe de altă parte, să facem referire pe cât putem noi la jertfele nenumărate care se constituie într-o temelie puternică a Bisericii și a neamului nostru românesc. Știm că un popor, un neam,
își creează, își conturează și își păstrează valorile prin jertfă. Și jertfa nu se referă doar la perioadele marcate de războaie. Ați văzut, s-a terminat cel de-al doilea război mondial. Au făcut pace popoarele implicate în război, dar nu s-a putut face pacea cu stăpânitorul acestei lumi. Nu vorbim de stăpânul, ci stăpânitorul. Vedeți, limba română are atâta bogăție în a putea exprima sensurile, multitudinea de sensuri. Acolo, în Sfânta Scriptură, când zice Mântuitorul de stăpânitorul acestei lumi, referindu-se la diavol, zice stăpânitorul, nu zice stăpânul. Și caracterul acesta al limbii noastre, pentru care s-au jertfit și pentru care s-au jertfit cei pe care îi evocăm astăzi, îmi amintește de o discuție menționată în prefața cărții lui Ioan Ianoride, Întoarcerea la Hristos, unde părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa, unul din cei care au suferit și au luptat în perioada comunistă pentru a apăra biserica și valorile neamului românesc, îl întâlnește pe Richard Wurmbrand în America, pastorul protestant, care îi datora viața lui Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, pentru că la Târgu Ocna Valeriu Gafencu a refuzat streptomicina în favoarea acestuia, care era pastor protestant, evreu la origine, și în America Gheorghe Calciu Dumitreasa a mers să-l viziteze la spital pe Richard Wurmbrand, care era foarte bolnav. Și după lungi discuții și amintiri din temnițele comuniste, Richard Wurmbrand l-a întrebat dintr-o dată pe părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa. Zice, părinte, ai idee ce limbă se vorbește în paradis? Și zice, nu limbă îngerească, limbă omenească. Ai idee ce limbă se vorbește în paradis? Și părintele Gheorghe Calciu Dumitreasa zice, păi, limba ebraică, limba pe care a vorbit-o Mântuitorul, sau poate limba greacă. Și pastorul protestant, despre care se spune că s-a botezat în închisoare la Târgu Ocna, datorită lui Valeriu Gafencu, pastorul protestant a zis, nu, părinte, eu cred că se vorbește limba română. Că nu există limbă mai nematematizată ca română, pentru că ea îți îngăduie să exprimi toată adâncimea sufletească și toată înălțimea cerească. Iată ce a putut să spună un străin și de neam, și de lege, de credință, despre limba română. Și revin la faptul că nu s-a putut face pace cu stăpânitorul acestei lumi și a continuat
războiul acesta duhovnicesc, ideologic, din punctul de vedere al altora. Și toate acestea au făcut ca să se împlinească, iată, ceea ce spunea Părintele Arsenie Papacioc, ce comunismul a umplut țara de sfinți. Ei, cum s-a întâmplat lucrul acesta? Putem înțelege, putem cunoaște felul în care s-a întâmplat, citind din multitudinea de cărți care s-au scris pe tema mărturisitorilor din perioada comunistă, martirilor și mărturisitorilor, sau participând la astfel de evenimente, de activități, cum este conferința din seara aceasta, conferință la care, la organizarea căreia, am contribuit în aceeași măsură și Protoierea Panciu și Parohia Sfântul Dumitru și domnul Silviu Alupei, care a fost așa foarte entuziasmat și de multe ori a preluat cumva demersurile noastre, responsabilitățile noastre și de promovare, așa, de mediatizare, un lucru lăudabil. Și pentru aceasta îl felicităm. Sigur, dânsul motivând că este, s-a născut în Adjud, a fost botezat și cununat în această biserică. Părinte Cristeniță era chiar acolo. Chiar aici, da. Mă bucur. Iată, acestea sunt motivele pentru care în seara aceasta am propus și iată, am curces la o astfel de conferință. Vreau să menționez faptul că această activitate vine cumva în continuarea altor activități desfășurate pe aceeași temă la nivelul județului Vrancea și nu de mult, la începutul săptămânii, la Focșani s-a desfășurat în cadrul cercului pedagogic la sediul protoierii Focșani 2 o activitate cu aceeași tematică, dar care a fost realizată în parteneriat, un parteneriat încheiat între Liceul Ioan Slaviș din Panciu și Colegiul Național Bota din Adjud. Copiii care au participat au fost îndrumați de Părintele Buchidău, Părintele Profesor Buchidău, din partea Liceului Adjudean și de la Panciu domnișoara Profesor Liliana Popa. Aș vrea ca Părintele Buchidău să vă prezinte așa, într-un timp relativ scurt, cumva punctele principale care au constituit activitatea de la Focșani. Mulțumim încă o dată Părintele Protopop pentru invitația făcută, faptul cu care am și dat curs prezenței mele aici. În primul rând vreau să mulțumesc elevilor care s-au ostenit, care, deși au fost liberi în data de luni, 13 ei s-au ostenit, au lucrat la materialul pe care ne-am și prezentat. Am luat și un premiu
Mulțumim și celor de la Panciu că au fost colegii noștri din echipaj. Și noi, profesorii, de religie și doamnele profesoare, am vrut ca și elevii să fie și, martori al acestor evenimente care au avut loc în istoria poporului nostru, pentru că astăzi altele sunt valorile pe care ei le văd, le urmează și la momentul respectiv, la momentul trecutului, valorile erau cu totul altele decât astăzi. Și am vrut și am dorit ca și ei să cunoască istoria poporului nostru, să imprimăm, dacă așa cât de cât, puțin valorile care sunt și trebuie urmate de cursul timpului. Aici au prezentat într-o primă fază mărturisitorii și apărătorii dreptei credinței, într-un reportaj care sunt realizate 18 slide-uri. Ei vorbesc la modul general, deși au ales și câteva personaje principale, cum ar fost Părintele Arsenie Papacioc, Părintele Calciu Dumitreasa, dar partea principală au luat-o la modul general, astfel încât ei să menționeze toate aspectele acestea pe care cei care au trecut prin închisori, cei care, bineînțeles, au suferit pentru Hristos și, bineînțeles, au ajuns martiri și mărturisitori ai drepte credințe, mai cu seamă credința ortodoxă. Biserica nu a trecut inobservată. Aceștia erau hotărâți să extermine orice religie în timpul respectiv, perioada comunistă, despre care noi și avem ca și tema astăzi. Mulți dintre ei, iată, au văzut și au cercetat că bisericile erau puse la zid. Ele, în parte dintre ele, au fost chiar și dărâmate, cazul celor din București. Personajele principale care au fost închise fiind puse la canal, în diferite labere, torturile la care au fost supuse în lagurile comuniste ale gulagului românesc, era una de tortură fizică pentru toți cei care erau prezenți acolo, o tortură psihică, morală și chiar intelectuală. Cel mai întâlnite moduri de tortură aplicate deținuților politici, care se împotriveau fizic sau verbal oricum venite din partea conducerilor penitenciare, erau carcera, munca la opnă, bătăi, ocări, uneori și insulte, pironire, strivirea degetelor și scoaterea unghiilor, smulgerea părului la cap, arderea cu foc, adâncirea rănilor și presărarea lor cu sare, fapt ce ne ducea undeva într-o zona primilor secole creștine, în perioada persecuțiilor și chiar în perioada secolului 8, în perioada iconoclastă, când același lucru se aplica și celor care se închinau la Sfintele Icoane. Răsfânt în trecut, în pagina dicționarului Biserica Îndemnizată, iată, în 1944-89, apărători în 1998 sub egida Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului, de peste 2544 de nume, 1725 sunt preoți ortodoxi, ceea ce menționat și Părintele Protopop, Părintele Calciu Dumitreasa, spunând că comunismul a dat foarte mulți sfinți. Iar în studiul introductiv al municipiului dicționar apar 31 de ierarhi ortodoxi, eliberați, scoși din scaun, sechestrați, exilați, unul dintre ei fiind declarați morți în împrejurime suspecte. S-au consemnat peste 1500 de cazuri de personal ecleziastic, auxiliar, preoțesc și, bineînțeles, și din rândul dascălor sau contextului de la stradă. Aproximativ 10.000 de femei cu vârste prinse între 12 și 90 de ani au fost smulse, preluate din sânul familiilor, înjosite, bătute, aruncate în închisori, acestea suferind diferite pedepse, bineînțeles, mari, unele dintre ele chiar prin ucidere. Oricât de loviți și de torturați au fost aceștia, ei se rugau pe ascuns. Judecata lor era doar ca să primească pe Dumnezeu jertfa, pentru că jertfa presupune nu de multe ori și pentru noi iubirea presupune jertfă. Se rugau să nu cadă într-o moarte a compromisului reeducării, pentru că așa acest lucru urmăreau aceste închisori, ca ei să fie reeducați, o parte dintre ei. Datorită unor vrednici slujitori, monași sau de mir, multe dintre celulele de aceste locuri de suferință, de torturi fizice și psihice, de umilință și mortificare, au fost transformate în chilii monastice, din care înlipsea pravila, rugăciunea lui Iisus, Sfânta Liturghie, așa cum au menționat și ei, vecernia, catistul către Mântuitorul Iisus Hristos, al Maicii Domnului. Este amintit și postul din Vinerea Mare sau din zilele de Miercuri și de Vineri ale fiecarei săptămâni, însoțite de spovedanie și pocăință. Acestea nu au fost în zadar,
fiind încununate cu primirea Sfintei Împărtășanii, având, iată, un rol transfigurator, pentru că ei urmăreau, probabil, să-i transforme, după cum spunea Valeriu Dafen, urmând Sfântul Închisorilor. Jertfele de aici nu vor rămâne fără rod, ceea ce înseamnă, ceea ce spunea și părintele, mai târziu, părintele Nicolae Steinhardt, mărturisitori de credință, mărturisirea lui Hristos a fost proba de rezistență, motivul de prigoană, de orbirea unora și, bineînțeles, de pomenirea altora. Într-un fel, mai mari sinagogii, dovedesc ce spune psalmistul, se cunoaște Domnul când face judecata, într-o faptele mâinilor s-a aprins păcătosul. Toate atrocitățile unui regim totalitarist, cum a fost cel comunist, au fost biruite numai prin credință și această biruință a crucii au purtat-o și cei din interiorul închisorilor și cei din afara acestora. Întreaga țară a devenit, cum spunea Ioanite, Ioan Ioanite, închisoarea cea de toate zilele. Așadar, perioada anilor 1945-89 va rămâne pentru totdeauna un moment omorât al neamului românesc, dar și un demn puternic simbolizat în mod excepțional de memorialul de la Iud, înălțat în acea vale a rubilor și a plângerilor, de a ne strădui noi astăzi spre permanența înălțare duhovnicească, transformându-ne viața într-un curs duhovnicesc. Iar pentru toate acestea, așa cum fiecare dintre noi gândim, tindem, dorim, este de nevoie de un curaj mult, dorință, puterea de ierta, dragoste și credință. Dar în ceea ce privește iertarea, Părintele Arsenie Papacioc menționase că una dintre marile învățături creștine este dacă nu poți să-ți iubești dușmanii, măcar să-ți ierți. Așa cum Sfinții au găsit în întunericul închisorilor cea mai deplină lumină a lui Hristos, la fel și noi am putea să o găsim astăzi, dacă am putea avea tăria să ne despărțim de iluziile acestei vieți, acestei lumi gântuite astăzi de multe, de multe plăceri, nu agitațiile politice, nu cauzele interminabile, speranțele față de conspirațiile altora din trecut sau astăzi, pot, iată, ne pot elibera și ne pot apropia de Dumnezeu, pădâncirea tainei celei veșnice, mântuirea sufletului nostru. Suntem noi creștini, astăzi suntem datori să continuăm această luptă de mărturisire a generațiilor trecute și să nu lăsăm jertfa acestor sfinți care au suferit pentru ca noi astăzi să avem dreptul să fim liberi, să cunoaștem aceste valori, libertatea, pacea, ca acestea de urmă să nu se irosească. Trebuie să avem curaj, nădejde și, bineînțeles, dragoste față de aproape de nostru, pentru că dacă noi astăzi, așa cum au menționat și acești tineri, nu avem aceste valori, aceste virtuți, nu putem birui rău și, bineînțeles, nu ne putem uni cu Hristos, nu putem apropia de aceste valori ale trecutului nostru. Noi am urmărit în acest reportaj să, ca și elevii să se obișnuiască cu valorile trecutului și, în primul rând, cu ideea de patriotism, pentru că pentru ei, astăzi, patriotismul, pentru cei care sunt în băncile școli, nu prea le spune multe lucruri. E și istoria care astăzi este predată în școală, din câte am înțeles și am observat manual, este foarte suficientă. Nu se mai pune accent pe vechile valori. Ca cei care termină școala astăzi să nu prea știe prea multe lucruri din istoria neamului românesc, un neam care a pătimit, a suferit, care de-a lungul vremii, așa cum știm, a fost robit, a plătit tribut, ei nu cunosc acest lucru și, bineînțeles, mai mult sau mai puțin astăzi se promovează o istorie europeană, a Uniunii Europene, cu multă libertate și în ceea ce privește libera exprimare a credinței, din ce am observat, credința nu este pentru ei ceva ce ar trebui să fie din inimă, ci doar o formă atașată, doar sunt într-o mică sau mare măsură, sunt aduși sau prezenți în Sfânta Biserică ca la un eveniment de weekend, nefăcând nicio diferență
modul de a cunoaște aceste valori creștine, virtuți, care sunt predate, dar care noi întotdeauna le aducem aminte și le punem în primul plan. Mulțumim Părintelui pentru cuvântul expus. În continuare, domnul jurnalist Silvia Lupe, cunoscut fiu al acestei urbe și redactor cofondator la revista Rost, la revista Biserica și Problemele Vremii și colaborator la revista Puncte Cardinale, vă va vorbi despre rolul Țării Vrancei în rezistența spirituală și religioasă. Vor fi câteva elemente de unicitate. Poftiți, domnul Țării. Mulțumesc! Preacucernice, Părinte Protoireu Vasile Gabija, preacuvioase Părinte Protosinie, avem și un monah, Isidor Iacob, preacucernici părinți din parohiile Vrancei, Adjudului, protopopiatului Panciu, cel care ne găzduiește și ne patronează moral, spiritual, teologic, și iubiți credincioși, credincioase ai Bisericii Ortodoxe. Am ținut foarte mult ca din Cristelniță, de acum 52 de ani, să apar și o dată în orașul meu la microfon. Nu mă pregăteam de microfon. Cristelnița ar fi fost în centru, dar sigur la Părintele Soare, reposatul Părintele Soare. M-am spovedit cu soția mea, atunci era antemireasă, să zicem, în secunda 1, acolo unde stau oaspeții noștri distinși, și sper ca tot aici să mi se citească stâlpi. Casa, tata are 84 de ani, mama s-a dus și vrednici părinți, era să spun de pomenire, mă și vedeam sute de ani încolo, Vasile Oriță și Mihail Săpunar, au făcut și o casă, poate fi și paraclis, și casă mortoară, și acolo mă văd la stâlpi. O să mă văd la stâlpi pentru mine și am lăsat cu testament să fiu îngropat, dacă nu-l fi bani. Deja am un copil plecat în străinătate, cum aveți și toată Vrancea și toată țara, mai am doi. Dacă nu-l fi bani, timp și loc, o să las testament măcar un punct de bani la un taximetrist și să mă ducă dincolo de Milcov, eu stând în București acum. Țara Sfântă, Moldova, Ștefan cel Mare, n-a fost cucerită. Dar nu asta vreau să vă spun. Vorbim de țara Vrancea în curând. În curând. Foarte pe scurt. Moldova n-a fost cucerită după căderea Bizanțului de către Imperiul Otoman. Și de asta Iorga a scris Bizanț după Bizanț. N-a putut să ducă armata otomană la Suceava. Nu a reușit niciodată cât a fost Ștefan cel Mare și după aia au mai fost alte momente. Deci este un pământ sfânt și veți vedea că aici Adjudul este, și vă invit, să construim împreună, eu în mod jurnalistic, dumneavoastră laic, ca mireni, dar avem aici și călugări, și preoți de mir, preoți monahi, să construim cetatea mistică a Vrancei, pe intuiție mistică și să ajungem la niște realități mistice. Până atunci, cam surpriza este pe verso, e o harta României cu Vrancea și o să vedeți pe ce pământ stăm, ce încărcătură religioasă, spirituală și mistică, eu o să abuzez de cuvântul mistică, să compensez ceea ce comuniștii au interzis 45 de ani. Pe ce încărcătură stăm noi aici, în pământul frământat cu sânge al eroilor de la Mărășești, Mărești, Oituz, din 1916-1918, fără Mărășești, Panteonul și Citadela României întregite, astăzi n-am fi fost aici. Eram de alte credințe, de alte granițe, eram poate frontiere și așa mai departe. Nu ne dăm seama pe ce pământ stăm. Aici s-au derulat niște fotografii, nu sunt icoane, atenție, să nu ne trezim cu surprize, nu sunt icoane, sunt tablouri religioase, de regulă din acest album, care au fost la vremea respectivă bestseller, Fericiți cei prigoniți, unde apar și martirii și mărturisitorii, eroii creștini ai Vrancei și Buzăului deopotrivă,
Și acest volum al doilea, să spunem, Icoana Noilor Martiri ai Pământului Românesc, neomartiri, au început rușii cu neomartirii înaintea noastră, iată că și noi acum am dedicat acest an al omagierii mărturisitorilor și martirilor apărătorilor Ortodoxiei în regimul comunist și este o operă de artă, este o pictură religioasă și artistică sublimată. Deținuții politici au deja o tipologie și ați văzut dacă s-ar putea să le luați puțin, doar o imagine din acest ambul și întruchipează și torturile și așa mai departe. Ca să știți sursa, mai am aici albumul Martirilor Genocidului Comunist. Se evită de a fost genocid și este, așa trebuie să fie încadrat. Cicerone Ionițoiu, după Revoluție a fost editat, când Consiliul Național de Studiere a CNSAS-ului nu exista, apar Vrâncenii și Cartea de Aur, mai multe volume, tot Cicerone Ionițoiu, în care la fiecare nume să mai dă și o poză, dacă există, și câteva date de referință, unde a suferit, ce a făcut, cine a fost. Eu am ales la întâmplare acest volum, fiindcă aici avem, chiar și la Judul Vechi, țărani, vrânceni care au participat la rezistența și țărănească și armată în munți, nu mai spunem. Dumneavoastră știți foarte bine lucrurile, să nu le repetăm, dar elemente de unicitate, cum a prezentat Părintele Mihai Săpunaru, elemente de unicitate în Țara Franței în rezistența spirituală și religioasă. Aș vrea ca să încep surpriza cu amintirea, precizarea unui fapt tot mistic, m-am spus că amuzez de cuvântul acesta, fiindcă Părintele Ioan Boboc, victima și simbolul victimelor represiunii psihiatrice, folosirea spitalelor de psihiatrie și a medicilor ofițeri de securitate acoperiți psihiatri în tortura și anihilarea dizidenților, opozanților sau celor care erau chiar anticomuniști. Ioan Boboc, revista Glasul Adevărului, dumneavoastră o să o primiți, ea vine la Pangar, este revista oficială a Arhiepiscopiei Buzăului și Francei. Și pe această cale mulțumesc și eu Înalt Preasfințitului Ciprian pentru modul în care a înțeles și cu viteza cu care a reacționat pentru a da binecuvântare și a aviza această manifestare. Ioan Boboc, astăzi se împlinesc 40 de ani de la trecerea sa la Domnul. E clar că e în rai, în cazul de față, să vedem ce facem noi. El este în rai cu mărturisitorii 18 noiembrie 1977, după 4-5 ani, ultimii 2 de internare cu forța, el a pățit cum a pățit și martirul Constantin Sârbu. Acolo au venit 2 ofițeri de securitate la biserică și acasă și au spus: cum vrei să mori? Din accident, ca Ștefan Marcu, călcat de mașină în fața blocului, Patriarhul Vrancii, o să ajungem la el, sau la spital pentru operații. Vii, te operezi și nu te mai trezești. Sau mor la operații. Ioan Boboc a pățit la fel. Cum vrei să mori? Așa? Sau la spitalul de nebuni. Ai nebunit, ești liniștit, mai joci un rol, numai că acolo a primit psiholeptice și neuroleptice, a ieșit legumă și este o mărturie în ultimele săptămâni. A fost o maică și o rudă și o creștină care l-au îngrijit. A mâncat bobocii de flori de la fereastră și îl chema Boboc. S-a dus Boboc la Hristos. Asta este Hristofilia, o lucrare a Părintelui Boboc și cred că îl avem în primul folder. Haideți să construim cetatea mistică, dacă se poate să întoarcem. Va dura 3 minute. Elementele de unicitate în rezistența spirituală și religioasă, evident ortodoxă,
a țării Vrancei, care a avut primele elemente unicitate, răscoala țărănească generală și generalizată din munții Vrancei până la Vadul Roșca, dar mai târziu Vadul Roșca, în 1950, la 23 iulie 1950, Topești, Bârsești, Vidra, Tulmiș, Nerejul, Năruja, venind până spre vale. Au mai fost răscoale țărănești, revolte, nu vorbim de cele armate din munți, răscoală, revoltă țărănească și România prin Vrancea se înscrie în prima țară din estul Europei ocupată de armata sovietică, Armata Roșie, care s-a revoltat înainte cu 6 ani de Ungaria. Iar față de alte județe avem o sinergie. Toată Vrancea s-a răsculat. Răscoală țărănească, după unele statistici ale răposatului profesor de istorie bisericească, Iberengu, să spune în română, din Voloșcan de loc, trecut la Domnul astăvară, prematur, la 58 de ani, Adrian Gabor, un total de 15.000 de țărani cu familii, cu preoți în frunte, că, și știm că preoți cu crucea în frunte, că oastea e creștină din imnul național, acolo au fost preoți, călugări, au fost epitropi, au fost mame creștine, soții creștine, copii rămași în vale, părinții în deal sau invers, până la 15.000 de suflete care s-au ridicat sinergic în 1950, cu momentul culminant 23 iulie 1950. Aici găsim, dacă îmi permiteți, Răscoala țărănească, la pagina 12-13-14 din volumul al 3-lea, deci vorbim pe documente, pe dovezi. Dar o să lungim, dacă rămâne timp, o să vreau să vă arăt exact nume de țărani, nume de preoți, de monahi, cei care au fost implicați direct și au organizat. Dar trecem la am desenat aici județul Vrancea și facem exact ca la televizor. Este informație profesională. Patriarhul Vrancei, Ștefan Mantu, despre care se va vorbi, este publicat. Da. Patriarhul Vrancei. Și el este în Vrancea, o să aici, pe Patriarhul Vrancei, da? Așa. Apoi Ioan Boboc de la Buzău, ca să vedeți între ce martiri și sfinți stăm noi. Și ne plângem că o ducem rău. Suntem neajutorați. Mai puțin. Asta putea fi și o emisiune televizată. Răspuțin microfonul. Deasupra, la Târgu Ocna, aici e Târgu Ocna, Sfântul Închisorilor Valeriu Gaferin. Așa. Avem și Sfânta Închisorilor, Maica Marieta Iordache, Maica Mihaela, călugărită. Ziarul Lumina, când a dat un material extraordinar, tot dedicat anului omagial martirii mărturisitori, apărători ai Ortodoxiei, femei din închisorile comuniste, aici, da? Ioan Mărit, Maica Mihaela, care a fost iconoamă la Mănăstirea Vladimirești, și avem mormântul, groapă comună la Mirgulea Ciuc, născută la Nicorești, Tecuci. Nicorești, Tecuci, este undeva aici. Și să vedeți ajutul, că nu mai are scăpare, nu mai are unde să fugă adjudeanul. Adjudeanul nostru și vrânceanul nostru, da? Și ca să fie și document, o să lipim și dovada, așa am fost obișnuiți, dovada din ziarul Lumina, materiale, aici în a treia ordine, Maica Mihaela,
Sfânta Închisorilor, la Miercurea Ciuc, martirizat în aceleași condiții, cu aceeași tortură, Sfântul Valeriu Dafengu la Târgu Ocna, unde puteți merge în pelerinaj, nu turistic, ci mistic. Da, ca să facem și un joc de cuvinte. Părinte Ioan Boboc, pe care îl comemorăm, dar de fapt, ce să facem? Îl sărbătorim? Cum să spunem? Nici nu mai știm. Noi care suntem pe pământ, față de un om care este acolo sus, unde ar trebui să ajungem și noi. Și mai jos, tot în Lopătari, lângă Lopătari, Irineu Mihălcescu, fostul mitropolit al Moldovei, otrăvit de regimul comunist, este tot din Buzău. Și documentul care atestă faptul că este otrăvit în două volume ale martirilor, apare otrăvit. Nu se pare că Irineu Mihălcescu. Cam așa stau lucrurile în privința istoriei adevărate. Iar aici este Panteonul Neamului Românesc, mausoleul de la Mărășești, 1918, și apare în revistele, am citit în Glasul Adevărului, numele dedicat părintelui Ștefan Marcu, părintelui Boboc și Evgenie Hulea, despre care se va vorbi. Să ne imaginăm pe Evgenie Hulea, stareț, deci s-au ridicat țăranii și toată Francia cu călugării, cu preoții călugări și cu preoții de mir și cu ierarhii în frunte. Preot cu crucea în frunte, căcioastea e creștină. Cine a spus asta? În imnul național deșteaptă-te române, Andrei Mureșan, nu, Mureșianu. Încă o problemă. Aici este Evgenie Hulea, la Mușii Noaiele, și este număr dedicat Glasul Adevărului, revista Arhiepiscopiei, și Filimon Tudose, de la Schitul Brazii. Cei care au luptat fizic, spiritual, moral, religios. Și elementele de unicitate sunt acestea pentru țara Franței, că aici, cum spuneau comuniștii și s-au speriat, armata sovietică a împrumutat termenul de la Cotul Donului, Cotul Carpaților, Cotul Franței. Dacă am pierdut la Cotul Donului, sub ce formă am pierdut, nu se știe, la Cotul Franței și la Cotul Carpaților am câștigat. Au umplut cerul de sfinți, armata roșie și comunismul. Și aici suntem noi, adjudul. Că l-am ascuns aici. L-am ascuns, aici este adjudul. Avem pe părintele Benedict Ghiuș, despre care se poate pomeni. Este din Domnești, din Rugul Aprins. Domnește aici. Și dumneavoastră, cu o oră și jumătate cu mașina, nu mergeți la mall, la Bacău, ci mergeți la cimitirul, groapă comună de la Târgu Ocna, unde e amestecat acolo, nu se știe. Valeriu Dafengu are o cruciuliță în gură, pe partea dreaptă, nu mai contează, s-a săpat, nu s-a găsit încă. Ștefan Marcu, știm, e martirul nostru, supranumit Patriarhul Francei. Vă dați seama ce cler am avut și ce preoți și ce monahi, dacă a primit un supranume. Și ce mitropolit a fost Irineu Mihălcescu, dacă a fost otrăvit, cum a fost asasinat și Nicodim Patriarhul. Că noi nu avem ierarhi martiri. Pe la noi e otrăvit. Și vă spun eu, zvioșasă, otrăvit. Ce martiri să mai... Nicodim a plecat la Moscova, otrăvit. Irineu Mihălcescu trebuia să ajungă patriarh, otrăvit. Părintele Ștefan Marcu, ce în parastas? Când scap pâine pe jos, mama îmi spunea, fă, mamă, pomelnic la rude și la că cer de mâncare, săraci. Deci, faceți parastas Patriarhul Vrancii. Dovezi și surpriză. În toată această citadelă mistică, străbate umil Dorobanțu Nil. Nil Dorobanțu, o să-l așezăm și pe el, undeva în această zonă mistică. El... Se spune așa că a străbătut și el partea aceasta. În Francia până Bacău, la Bogdana, unde a copilărit bunicul meu, în Bacău, multe, multe mănăstiri, chiar la Sihastru, se va vorbi de Sihastru, Nil Dorobanțu, duhovnic, chiar și stareț, prigonit, fost ofițer de vânător de munte, cu biserica în spinare,
aproape toate mănăstirile importante, a iubit foarte mult Poiana Vrâncioaiei, am înțeles, și a fost la multe, multe mănăstiri, avem scris, este aici părintele Ionel Adam, biograf, editor, co-editor, pentru ceea ce a însemnat Nil Dorobanțu în Țara Francei, aici a găsit gazdă și sprijin și adăpost și a stat la părintele Strat, scrie în memorii, un părinte Strat vechi. Vreo două luni de zile ascuns, am înțeles, în ajut. Deci ajutul este complice, după cum știți, și trebuie să ne autodenunțăm prin omisiune. Dacă n-am spus lucrul ăsta, justiția stalinistă te aresta și te condamna. Aici suntem noi și la mausoleu. Aici e mausoleu. Pe pământul frământat cu sângele a sute de mii de români, 800 de mii cel mai mult, față de alte țări raportat la populație, iată tot în cotul Vrancii, în cotul Carpaților, și ne plângem că nu suntem ajutați. Păi să invocăm, să le cerem ajutorul, să le urmăm modelul, să le vedem viețile. Dacă ei au rezistat în două războaie, grosomodo vorbind, deși n-au fost războaie ambele în mod egal, la cotul Vrancii, și dacă martiri precum Nil Dorobanțu a găsit gazdă, mi-am notat niște idei, se pare că am îmbătrânit. Am îmbătrânit și eu. Știți că îmbătrânim în păcate. Trăim, asta a spus-o un mare duhovnic și Arsenie Boca, trăim fericiți pe pământ și coborâm cu pace la iad. Și am îmbătrânit în păcate. Și atunci trebuie să, din respect pentru martiri, avem un teritoriu geopolitic și militar. Pe aici se poate invada Occidentul, prin Polonia și pe aici. Între Carpați, de Bucură, și Dunăre, Prut. Cu Țara Vrancei și-au găsit sorocul otropitorii rușii, etc. Fiindcă aici avem rezistență fizică, armată, morală, religioasă, spirituală. Nu e întâmplător unde suntem și întrebarea se pune de ce Vrancea, fiindcă sunt cei mai pragmatici români după cei mai iuți și mai viteji români oltenii, da, oltenii care l-au dat pe Mihai Viteazu, a reușit ce a reușit. Este incredibil ce a putut să facă acest oltean față de visătorii, idealiștii și cei mai credincioși români moldoveni, cu Ștefan cel Mare avem dovada, ei, iată că au venit vrâncenii, cei mai pragmatici din toate punctele de vedere români. Și fiecare provincie istorică își are caracteristicile. Dar noi suntem la cotul Vrancei aici și suntem o cetate mistică. Să-l ai tu, ca vrâncean, să te plângi că îți merge rău în viață, că ești bolnav, sufletește și trupește, și să l-ai la o oră și jumătate locul de martiraj la Târgu Ocna, pe Valeriu Gafencu, la o oră până la Nicorești, unde s-a născut, și cimitirul cu cruce simbolică la Vladimirești, mănăstirea Maica Mihaela, Sfânta Închisorilor, părintele Boboc, un boboc de om, un boboc de om, martir, și ce tortură psihiatrică, la o oră distanță, la Buzău, iar în toată Vrancea i-am enumerat, îi veți cunoaște în frunte cu Patriarhul Vrancei, Ștefan Marcu. O să mă opresc și o să vă întreb dacă toată această luptă și acest 15.000 de suflete care au format rezistența spirituală și religioasă, dându-o pe cea țărănească armată din munți, n-au însemnat mame creștine, epitropi, consilieri la Pangar, preoți, călugări, creștini, toți au contribuit, toți duceau mâncare în munți, construiau biserici, ridicau, ascundeau,
fugari și așa mai departe. Deci iată o armată creștină spirituală la cotul Carpaților. Nu vă mai răpesc timpul cu numele proprii. Era chiar un țăran, l-am aflat din Adjudul Vechi, implicat în Răscoala Țărănească din Munți, deci până la Adjudul Vechi ajunsese. Și aș vrea ca... Eu mi-am terminat cuvântul. Aș vrea ca o ultimă dovadă vă punctez pragmatic ce înseamnă din Evanghelie parabola, pentru mine nici măcar nu e parabolă, dar noi lucrăm în limbaj simbolic, alegoric, parabolic. Mântuitorul lucra cu material uman, el era divino-uman și atunci a folosit limbajul cel mai mare lingvist, nu? Să spunem, parabole, metafore, hiperbole, parabola cu grăuntele de muștar. Cum să nu cred eu în grăuntele de muștar când în 1990-91, devenind colaborator permanent timp de 20 de ani la puncte cardinale, am început de unul singur și am dus campania de sensibilizare a opiniei publice, a Sfântului Sinod, a clerului, a lumii creștine românești pentru dezvelirea adevărului și viitoare canonizări. Domnul Alupei, te bați cu morile de vânt, nu te ascultă nimeni. Era demoralizant. Zic, Doamne, grăuntele de muștar, unde este? Niciun grăunte de muștar. Nimic. Sunt articole aici, scrise, și de mine și de alții. 20 de ani. Revista a fost închisă. După moartea domnului Gabriel Constantinescu, îl găsiți mare luptător anticomunist și așa mai departe. Revista Tinerama pe care o am aici, vedeți? Revista Tinerama, ne-a fost 5 ani redactor de investigații, primul articol în 1992, Sfântul Sinod despre comunism, s-a aștepta 14 noi sfinți în calendar ortodox la vremea respectivă și întrebam retoric dacă au fost români creștini care regimul comunist au apărat religia creștină împotriva ceaușismului, dejismului, etc. Au fost și atunci ne întrebăm din cele aproape 500.000 de victimele comunismului în România, lumea creștină, Sfântul Sinod și Biserica nu găsește și să canonizeze Domnul Alupei, te bați cu morile de vânt. 2 ani mai târziu. 1996, primul documentar în presa profesionistă, monitorul religios, supliment de la Trustul Monitorul de Iași și Parlamenta respectivă, număr special, reprodus și aici, de ziua cuvioasei Paraschiva, simbolul purității feminine creștine, în toată lumea creștină, 2 pagini, noii martiri ai Bisericii Ortodoxe, 1996, și am dat cu mâna mea, cum am dat în ajut 800 de invitații și 200 părinții din parohii, și am dat cu mâna mea mii de bucăți. Am venit acasă cu mine ca un tipograf. Nevastă mea m-a dat afară din casă, nu se mai spăla. Cerneala tipografică. La vremea respectivă am dat și exterminarea Elitei Preoțești din România, articolul meu semnat pe față, restul nu prea au avut curaj, și am insistat foarte mult să intre și ieromonacul Evgenie Hulea, monac, starețul mănăstirii Mușunoaie în Vrancea, a fost duhovnicul și sprijitorul partizanilor din grupul Timaru, vreau să știți foarte bine, Paragele, Topești, Bârsești, Vidra, Nerejul, Mărușa, condamnat pentru că a refuzat divulgarea secretului despovedaniei, a fost torturat îndelung și a murit în Isoare. 1996, toți colegii mei de redacție și eram câțiva, doi teologi, unul chiar era student în anul 2, a apărut cu binecuvântarea tacită a actualului patriarh și fostul mitropolit de atunci, prea fericitul Daniel, și parcă văd, când am dus cu ziarele, s-a uitat așa și am privit în ochii lui, nu vorbea, era tăcut, a zis ce presiuni erau și acolo și tot timpul, martiri, 96, post-comunism, bună lucrare. E prima dată când mărturisesc lucrul ăsta, n-am vorbit niciodată, nu o să mai vorbesc, decât în biserica unde m-am botezat. Bună lucrare. Și am zis, Doamne, când vom vedea anomagia lui? Îi spuneam așa. Arc peste timp, sub actualul patriarh, așa s-a întâmplat. Nu-i nici de laudă, nici de critică, eu vă spun fapte.
Dar ne-am liniștit. 1996, domnul Lupei, te lupți cu morile de vânt. Biserica și problemele vremii, 98, recidivăm. Evidențiată de Petroniu Tănase, de la Atos, de părintele Iustin Pârvu, 4 numere a durat revista, record mondial, a zis că durează 2. Dura 4 numere, mult, 98, cu 2 pagini de martiri, inclusiv cu martirii din învățământul teologic. Iată, aici aveți pe Teodore Popescu, Nichifor Crainic, era partea intelectuală. Am luat-o și pe partea aceasta intelectuală, am zis, poate cu gândul că sensibilizăm. Canonizări, comisie de canonizare, articole scrise. După asta a venit Rost, revista Rostului, am fost redactor fondator, 13 numere, în 2003. Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, l-am propus, redactorul șef. Nu, e prematur. Ce facem? Ce ne credem? Riscăm? Zic, va fi, dacă sfinți și vor fi sfinți, nu știm. Hai să scriem, hai să facem, sunt probe, sunt dovezi. Dar cine scrie? Păi scrie un articol, deținuți politici, ce mai găsim? Și promovăm. Valeriu Gafencu, 2003. Următorul număr, Rugo a prins. Sandu Tudor, în pragul canonizării. Ce titlu? Curajos! În pragul canonizării. Am forțat nota. Cine credea? Grăuntele de muștar înflorea în sufletul meu? Atât? 2 oameni? Și tu nu crezi? El nu crede. Înflorea acolo. După revistă, down, jos. Down înseamnă jos sau sus? Down. Again, again, again. Tomorrow, 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 spun americanii. Sunt foarte pragmatici ca și vrâncenii. Continuăm. Luptă. Am scris. Și Benedict Ghiuș este din Domnești. La Antim a fost domnul... Da. O secundă că de... Legea Românească, în 2006, revista Episcopiei Ortodoxia Oradiei, Bihorului și Sălajului, a Beoreului, și la sfârșit de conferință vă aștept să vă dăruiesc un articol din documentarul Ortodoxia Românească după integrare, că venea 1 ianuarie 2007, octombrie-decembrie 2006, înflorea grăuntele de muștar. O să aveți articolul, îl dăruiesc, am venit și eu cu un dar pentru dumneavoastră și am vorbit de cele 2 fenomene ortodoxe ale supraviețuirii spirituale religioase ale acestei specii rarisime creștin-ortodox, grecii cu atosul, vorbesc la zi, și românii cu martirii. Cele 2 fenomene moderne, într-un fel. Și am publicat-o și într-o revistă a Patriarhiei oficială. Înflorea grăuntele de muștar în capul meu și în inima mea. În rest, down, 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 adică jos. Și am continuat, am scris la zi și am încălecat pe așa și v-am spus povestea așa că astăzi este anul omagial dedicat mărturisitorilor după 25 de ani de speranță, dar grăuntele de muștar Mântuitorul nu ne-a spus. Eu am avut un camion, o căruță de grăunți. Sau de grăunți de muștar. Și unul cădea, colegul meu, dezerta, emigra, pleca, murea și am rămas singur și am spus, Doamne, fă ceva cu martirii. Dacă sunt martiri, dă o probă, dă un semn. Dumneavoastră puneți concluzii. Părintele Ionel de Adam, câteva minute, să ne spuneți despre traseul prin vrancea acestui fenomen Nil Dorobanchi. Aș vrea să mulțumesc întâi Părintelui Protopop pentru oportunitatea de a mi-acorda să vă spun câteva cuvinte despre un nebun pentru Hristos. Pentru că Nicolae Nichifor Dorobanchi, născut în Mehedinți, în Crainici, oltean, și-a petrecut o mare parte a vieții în Ținutul Vrancii. Nicolae Dorobanchi s-a născut în Crainici și mă reîntorc de la o conferință de la Constanța, unde am avut binecuvântarea în doar preasfințitului arhiepiscop Teodosie, participând acolo la o conferință unde am vorbit despre Nil Dorobanchi, iar a doua zi despre Rugul Aprins, trăiesc 2 bătrâni frumoși,
care au venit din Germania să povestească câte atrocități s-au petrecut cu ei în perioada aceea. Deci sunt încărcat de această energie de a prezenta suferințele neamului românesc în acest an minunat. Și cum spunea adjudeanul meu de suflet, Silvia Lupei, că au trecut 27 de ani și am ajuns și noi să putem să vorbim liber de martiri, chiar dacă mai primim telefoane de amenințare și el poate să confirme că le-am primit și eu. Ca să nu vorbim, să tăcem. Și când te sună cineva noaptea și spune, vezi, de treaba ta, tu te gândești că ai copii, ai familii, dar te gândești și la Hristos care a zis, mărturisește-mă. Cine iubește mamă, tată, frate, surori mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Mărturisește, Ioane, că te-am chemat la această lucrare și trebuie să-ți duci crucea. Nicolae Dorobanțu a făcut teologia, întâi trecând printr-o carieră militară de ofițer, și a făcut teologia la București, terminând facultatea cu magna cum laude, cu media 10, având și un doctorat la Părintele Dumitru Stăniloae, care s-a născut pe 16 noiembrie, adică joi, și a fost comemorat în toată țara, fiind socotit un geniu intelectual, vorbea 12 limbi străine. A făcut filozofie, litere, drept și teologie în București. Doctoratul nu și l-a mai putut termina pentru că a venit prigoana comunistă. Ajunge în zona Vrancei prin faptul că episcopul Antim Nica ajunge locotenent de episcop la Galați, iar zona Vrancei, mai ales partea Tarniței, mănăstirile acestea, Braz, Sihastru, Trotușanu, aparțineau de episcopia Dunării de Jos. După reorganizarea statului comunist, s-au dat la Buzău, unde au revenit episcopul Antim Angelescu. Părintele Nil cere episcopului Antim Nica să vină la mănăstirea Sihastru. Părintele Nil fiind un geniu intelectual, iar călugării fiind lipsiți de cultură teologică, neavând nici măcar 6 clase, Părintele Nil se ocupa cu înființarea unor școli monahale pentru ridicarea nivelului moral duhovnicesc. Vine la mănăstirea Sihastru într-o perioadă când schitul era foarte sărac, iar stareț era Dosoftei Mocănașul, un părinte blând. Părintele Nil era foarte revnitor. Domnul Silvia Lupe, când mi-a făcut o poezie despre Părintele Nil, spunea așa: Dorobanțu Nil, nimic pământesc, foc ceresc. Părintele Nil era atât de nebun pentru Dumnezeu, încât ajunsese să trăiască o viață mistică continuă. Și era supărat pentru lipsa de evlavie și de foc a călugărilor din vremea aceea, pentru faptul că nu slujeau Sfânta Liturghie zilnic, pentru că pe de o parte era sărăcie mare, pe de altă parte era delăsare mare. Și fiind nebun pentru Hristos, venind la Sihastru, întreba pe toți, nu facem Sfânta Liturghie mâine? Nu, că n-avem prescuri. Și cum stăm ca niște trântori aici, fără liturghie? Bine. Toți se culcau, făceau canoanele Utrenia, miezul nopții ca se culcau. La miezul nopții, dalang, dalang, clopotul. Scula strântorilor, că am adus prescuri. Părintele Nil pleca peste deal la Buciumeni și a venit cu prescuri. Starețul i-a zis, ce faci, măi, strântitule? Dar n-a avut ce face, a făcut Sfânta Liturghie. Părintele Nil la Sihastru, fiind nebun pentru Hristos, veneau să-l aresteze ofițerii de securitate. Și îl găseau murdar de mizerii, locuia dincolo de mănăstire, peste drum, cu animalele. Fiind doctor în teologie, licențiat cu 12 limbi străine, nimeni nu se gândea că este Dorobanțu, Nechiforul chema de călugărie, Nil de schimă mare. Și ofițerii, când îl vedeau, ci că ăsta este Dorobanțu Nechifor, da, cum în nespălatul ăsta, amărâtul ăsta, n-are nici nimic în picioare, cu părul ăla despletit, cu rasa asta murdară, ăsta este marele intelectual Dorobanțu. Părintele Nil îi lua pe ofițer și îi umilea. Îi băga în filozofia crucii, le explica că haina e țesută cruce, că omul e cruce. Iar celor din mănăstire, când tăiau la beșchie, îi întreba, ce zice, mă, beșchia asta? Ia, Iisus, Iisus, ziceți, mă, rugăciunea inimii? Nu, ziceți, mă, nu dormiți. De la mănăstirea Sihastru, părintele este transferat la mănăstirea Tarnița, care era schit de călugări. La un moment dat, părintele, ajungând la Tarnița, fiind secretar, Tarnița este la cota 1001. De la Bolotești, urcați în pădure, până unde este turnul de televiziune. Ajungând acolo, părintele a început să reorganizeze viața, fiind un neobosit misionar și predicator. Aduna mii de oameni la predică. Toată zona Tarniței, comuna Mera,
comuna Vrâncioaia, satele Poiana, de unde se trăgea Vasile Oanele, viitorul stareț al sihăstriei Victorin Oanele, comunele acestea de lângă Focșani, Vânători, Petrești, de unde se trăgea Serafin Măciucă, fostul stareț al mănăstirii Nicula, care are 90 și ceva de ani, 94-95, era Nicula bolnav, și sora sa, Maica Pantelimona, de la Vladimirești, și a reușit să atragă la mănăstirile acestea foarte mulți tineri la viața monahală. Mergea la mănăstirile Trotușan, mergea la mănăstirea Braz, mergea la Tarnița și a reușit să producă o adevărată dezordine prin zona aceasta. Fiind nebun pentru Hristos, călca și parohiile preoților parohi, care se trezeau cu călugări mistic, despuiat, descălțat, care le călca parohiile. Părintele a reușit să strângă, atunci în perioada aceea, la mănăstire, aproape 200-300 de tineri, fete și băieți, la un loc, care plecau și din facultăți, erau și femei măritate, care voiau să-și lase familia să vină la mănăstire. Atât de tare era cuvântul propovăduirii sale. La Tarnița, când a ajuns, schitul era foarte sărac. Ajungând foarte mulți copii la mănăstire și provocându-se asemenea tulburare, episcopul Antim Nica, presat de securitate, l-a trimis pe exarhul episcopiei, părintele Melchisedec Suparski, care trăiește la schitul Lainici, la mănăstirea Lainici din Gorj, l-a trimis să facă ordine. Și îmi povestea părintele: m-am dus la Tarnița cu securitatea. Când am ajuns seara la vecerile, părintele predica. Am intrat în biserică, ei au fost colegi de facultate și au copilărit împreună. Când am intrat, erau vreo 300 de oameni. Securiștii stăteau cu minți la ușă, pentru că nu îndrăzneau datorită poporului. Eu încercam să-l scot. Când au văzut acei 300 de oameni că eu încerc să-l iau de acolo, dimineața erau câteva mii. Și nu era Facebook. Și nu era telefon. Deci oamenii au plecat să adune. A doua zi erau cu coase, cu ce găseau în mână să-l apere pe părinte. Securitatea a fugit de frică. Părintele Melchisedec a reușit să-l ia de acolo și l-a trimis la mănăstirea Ciolanu, pentru că, într-adevăr, părintele Nil adusese mulți tineri și acea mănăstire nu mai era o mănăstire, cum să zic eu, liniștită din punct de vedere canonic. Pentru că, la un loc, fete cu băieți, nu prea era canonic. Și atunci, părintele, venind de exarhul în anchetă, părintele se apără și spune: nu eu i-am chemat. Ei au venit. Tarnița parcă s-a agățat de cer. Așa o numea părintele, Tarnița Cerului. Poienarii din zona Francea l-au iubit enorm pe părintele Nil. Eu am fost în Poiana acolo și am adunat poze, am adunat până și o cămașă albă a părintelui, lăsată în Poiana, iar poienarii au fost cei mai apropiați părintelui Nil. În 1977, la cutremur, părintele Nil se afla în Focșani, la casa unei profesoare, Victoria Perișoara, care se chema Turculeț Victoria și era fata preotului Turculeț. În timpul cutremurului, când a început să se zgâlție pereții, părintele Nil s-a ridicat în picioare și a strigat tare în casă: taci, liniștește-te! Și atunci cutremurul a încetat. Părintele Dorobanțu a fost un mare om, un mare duhovnic, dar un mare necunoscut. Eu l-am găsit datorită preotesei, pentru că în casa ei am văzut prima oară poza, apoi am văzut-o în casa părintelui Strat Vasile, care m-a îndrumat pe mine către teologie. Eu am primit în dar de la el două cărți, Dogmatica și Simbolica, de Hristo Andruțos, mi le-a dat în mână și mi-a zis: du-te acasă, te pregătești pentru preoție. I-am zis: părinte, eu n-am nicio chemare, eu am fost muncitor, nu, tu te pregătești, cum am să mă pregătesc? Să vii la biserică, ai să vezi că Dumnezeu a să lucreze. Și mi-a povestit atunci de părintele Nil. Îl vezi tu pe omul acesta din poză? A fost în casa mea. Era un nebun pentru Hristos. Tu l-ai văzut în casa soției tale? Da. Și mi-a zis părintele: cu tine se va întâmpla ceva. Eu n-am înțeles vorbele lui. În facultate am fost coleg cu părintele Ionescu, băiatul părintelui Ionescu de la parohia Jari și de la Dumitru Ionescu. Are doi băieți, Cristian. Celălalt este preot la Episcopia Stoboziei și Iapoții. Și am fost coleg cu acest tânăr Ionescu Cristian la facultate 4 ani. La un moment dat, aflând tatălui că mă ocup de părintele Nichifor Dorobanțu Nil, într-o seară m-a sunat Cristian și mi-a zis: te așteaptă tata la parohie la Jaliștea. Dar ce să discute tata cu mine? Am rămas mirat. Am fost în casa părintelui la cununia lui, am fost în casa părintelui Ionescu Cristian la moartea mamei lui, dar n-am auzit niciodată discuții despre Nil Dorobanțu.
Când am ajuns acolo, am văzut o poză cu Părintele Ionescu la 16-17 ani, în casă la Crainici. Și am zis, dar ce căutați dumneavoastră la Crainici Mehedinți? Păi eu l-am cunoscut pe Părintele Ionescu. Cum? Păi Maica Teodorita Oancea, fostă maică la Tarnița, care a trecut la cele veșnice fiind paracrisieră la biserica din centru de la Focșani, din fața prefecturii, ucenica Părintelui Nil, una din ucenicile Părintelui Nil, a lăsat în casa Părintelui Ionescu 4 sacele manuscrise ale Părintelui Nil. Iar Părintele Ionescu mi le-a dat mie. Acolo erau 10.000 de pagini și mai sunt mii de pagini ale acestui eroschimonac, care fiind doctor în teologie și o elită și un vârf al teologiei românești, a lăsat mii de pagini de teologie, de tâlcuiri și de apologetică creștină, fiind un mare, mare luptător împotriva ateilor. Dacă el a fost oltean, cea mai mare iubire a lui a fost Francia. A iubit pământul Franciei extraordinar. Nu degeaba, una din uceniții de sale cele mai bune, cele mai evlavioase, se chema Alexandrina Macedon și a fost învățătoare și din Adjud. Ca să vedeți că Adjudul are legătură cu mulți oameni sfinți. Iar părintele de foarte multe ori trecea de aici și iubea foarte mult mănăstirea Trotușanu, unde a activat, starețele mănăstirilor Trotușanu și Braz se certau între ele ca să-l aibă duhovnic pe părintele Nil. În această carte pe care eu am scris-o și pe care am trimis-o Sfântului Sinod, la toți episcopii Sfântului Sinod, este o carte biografică despre Părintele Nil, cu toată viața lui, cu toată activitatea lui. Veți vedea câteva scrisori ale credincioșilor din Vrancea, ale multor oameni din zona Tarniței, care rugau pe episcopul locului și pe exarhul Melchisedec să nu le ia duhovnicul, strigând cu lacrimi fierbinți, preasfințite stăpâne, vă rugăm să nu ne luați pe duhovnicul nostru, tânărul nostru sfânt, dar bătrân în înțelepciune, Nechifor Dorobanțu. Este al nostru și nu ne lăsați, preasfințite stăpâne, fără el, pentru că el ne-a crescut, el ne-a format duhovnicește. Trăiește astăzi Maica Filotea Munteanu, care este ucenica Părintelui Nil, dar este în etate, are 90 ceva de ani și, din păcate, este foarte bolnav. Am vrut să vă vorbesc despre el pentru că el este, poate, printre puținii nebuni pentru Hristos din România ai secolului 20. Mai există un caz la fel ca el atipic în Georgia, Sfântul Gavril Georgian, care, în timpul regimului comunist, s-a dus în Georgia și a ars tabloul lui Stalin în plină manifestație comunistă. Era un gest sfidător să ieși tu să arzi tabloul mult iubitului nostru conducător, Iosif Vissarionovici Stalin. Părintele Nil nu le ardea tablourile, că era păcat. Și la manifestațiile comuniste, Părintele Nil lua un pracul sau o icoană din biserică, ăștia ieșeau toți cu Ana Paucă, cu Gheorghe Gheorghiu Unteș, cu Teohari Georgescu, toți cu plancar de mâini, Părintele Nil cu Maica Domnului le dădea bonjourul. Și întreba, ce faci, măi, scrântitule? Voi ați ieșit cu idolii voștri? Eu am ieșit cu Dumnezeul cel viu. La terminarea manifestației, toți membrii ăștia comuniști, cei care cărau plancardele de oboseală să țipă Stalin în 3 ore, trăiască conducătorul, nu-i ușor. La urmă, când se termina manifestația, l-aruncau pe Stalin într-o remorcă. Acolo îl trânteau și pe doamna Paucă, o trânteau acolo, la care părintele Nil îi ironiza. Dar ce faceți, mă? Nu-s Dumnezeii voștri? Așa i-a aruncat voi, așa vă iubiți voi Dumnezeii și idolii. Dar tu ce faci, mă, scântitule? Eu mă duc să-mi duc pe Hristos cel viu înapoi, de unde l-am luat în casa tatălui meu. Ăsta era Dorobanțul Nil. Mustra pe toți de la vlădică până la opincă, de la episcop până la ultimul monac, deranja, incomoda și era, într-adevăr, un mare om și un mare român. Nu mi-a fost ușor să ajung și eu, vorba domnului Silviu Alupei, care i-au trebuit 20 de ani să scrie prin ziare și spuneau toți, da, bine, da. Da, bun, hai, și ce, care-i treaba cu martirii ăștia? Hai, vezi-ți de treabă. Să vedeți ce-am pățit noi. Eu am fugit din calea unor amonioși pe mine, de fapt nu pe mine, pe părintele Nil, pentru că și-au adus aminte că n-au uitat urechelile părintelui și poate n-au uitat când îi mustra în față. Și trăiesc, asta e problema noastră tuturor, trăiesc încă torționarii martirilor. Pe cum să-i acceptăm noi când judecătorii care i-au condamnat, când Vișinescu și alții care au pensii de mii de lei, trăiesc, și ca și colonelul Nikolski, care la 1991, cel care a distrus Piteștiul și a reeducat pe tinerii aceia frumoși, a primit pensii o viață întreagă și câți ori mai fi din torționarii neamului românesc, care trăiesc de niște foși colonei cu chip de grăjdari.
așa le spunea părintele Emil, m-au anchetat niște colonei cu chip de grăjdai și puterniciții incultelor, că părintele Emil nu mai spunea ministerul cultelor, ci ministerul incultelor, pentru că îi conduceau niște analfabeți de prim secretari, de primarniță, piuliță și toți amărâții neamului românesc care s-au urcat ei în academii, în biserică și peste tot, ca să conducă ei destinele neamului acesta. Să nu mă mire faptul că suntem puțini astăzi seara aici. Eu am conferențiat și la doi oameni. Știți de ce nu vine lumea? Pentru că nu se vrea. Pentru că oamenii nu mai sunt atenți la valorile neamului. Mă uitam la cel din rugul aprins de 90 de ani care a venit din Germania. Vorbea de părintele Daniel Sandu Tudor la Constanța și spunea, nu pot să nu vorbesc de el decât plângând. Nu pot altfel să vorbesc despre Daniel Sandu Tudor. Pentru că mi-a fost duhovnic, pentru că m-a crescut, pentru că ne-a lăsat valori, pentru că ne-a lăsat viață, pentru că ne-a lăsat țintă și cale și ne-a arătat drumul către împărăția cerurilor. Am avut oameni mari, ei trăiesc, sunt dincolo, dar au ceva de făcut cu noi. Noi trebuie să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor lor. Noi trebuie să ridicăm ștacheta și să continuăm munca lor și să nu-i astupăm. Cineva îmi spunea, și ce ai să realizezi cu dorobanțul? Ei, am să dau și eu din poate și dacă am să mă dea afară pe ușă, am să intru pe fereastră. Și dacă să mă dea pe fereastră, am să intru pe borta cheii. Și dacă o să fii și puțin nebun, că îmi spunea cineva, ești puțin nebun. Da, toți o să avem nevoie de nebunie, nu vă fie teamă. Pentru că la acest ateism care vine acum peste noi și tăvălugul acesta al noii corectitudini politice, noul marxism cultural, care e mult mai agresiv ca marxismul teoretic, o să trebuiască la această agresivitate a societății laice și secularizate să răspundem cu o nebunie pe măsură. Și de aceea Părintele Emil spunea în altul Teodosie la Constanța că s-a asemănat cu Apostolul Pavel. Când i-a zis guvernatorul Festus, Pavele, învățătura aceasta te va duce la nebunie. A zis Pavel, nu sunt nebun. Nu sunt nebun nici eu, părintele Adam, nu sunt nebun. Și Domnul Silviu i-a făcut nebun. Dar știți cum e, de n-ar fi fost în mijlocul lor nebunii, nu ar fi dat rod niciunul. Și de aceea e nevoie și de noi. Și noi ne încadrăm pe fișa postului și sperăm să rămânem nebuni, nu de-a binelea, ci pentru Hristos. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care m-au lăsat să vorbesc astăzi aici. Și să știți că eu sunt preot la 15 km în cealaltă eparhie, dar suntem în Biserica Ortodoxă și sunt fratele părinților și ei sunt frații mei. Și cu toții suntem mădulare ale aceleiași trup mistic în biserică și cu toții suntem angajați la aceeași luptă să mărturisim pe Hristos și să păstrăm Ortodoxia curată în fața tuturor celor care vin peste noi. Și vin în valuri. O să vedeți valuri de agresivitate. Și dacă nu vom fi puternici și dacă nu ne vom hrăni din curajul lor și din demnitatea lor de martiri, nu vom putea face față. Vă mulțumesc din suflet. Mulțumim, Părintele Adam, pentru cuvântul atât de frumos și eloquent și cursiv și atât de bine pregătit. Multe lucruri pe care sunt convins că mulți nu le știați, mărturisesc că nici eu, spre rușinea mea. Asta mă motivează să-i citesc cartea și în cele din urmă o să dăm cuvântul Părintelui Isidor, care vă va vorbi despre mărturisirea intențiilor comuniste. Dacă ce nu-i Părinte Protoiereu, dacă ce nu-i părinți, fraților creștini, mulțumesc pentru invitație. Cred că dintre toți cei care vorbesc astăzi, eu am fost ultimul care am aflat că trebuie să vorbesc astăzi, cam pe la jumătatea săptămânii. Întâmplător am aflat. Într-un fel așa a avut Dumnezeu, pentru că dacă aș fi fost una săptămâna trecută, când nu aveam voce aproape deloc, probabil că aș refuzat. Între timp, vocea mi-a revenit. De la început vreau să îmi declin competența pe subiectul din această seară, mărturisitorii din Ținutul Vrance. Eu nefiind vrâncean, și buzoian și vrâncean prin adopție, venind ca duhovnic la Mănăstirea Sihastului de doar 4 ani, am început să mă interesez de trecutul mănăstirii, dar n-am ajuns încă la vremea comunistă ca să aflu despre mărturisitori. Bineînțeles că știu câteva lucruri, dar mult mai puține decât domnul Romeo Valentin Muscă, care vă va vorbi cu siguranță despre cele petrecute la Mănăstirea Sihastru. Dar pentru că, ca
ca și pe frățile voastre, m-a preocupat subiectul acesta al mărturisitorilor încă de când au început să apară primele cărți și le-am citit în mare parte, nefiind cu totul străin despre cele ce s-au petrecut prin cunoaștere despre cele ce s-au petrecut în temnițele comuniste, nădăjduiesc că acestea să fie de ajuns să nu fie cuvântul meu prea sărac, cuvânt care va vorbi în modul general despre cele petrecute în temnițele comuniste și se pot aplica și, cu siguranță, mărturisitorilor din Ținutul Vrana. Ca monah, ar trebui să mă preocupe în toată clipa a privi lucrurile din perspectivă duhovnicească. Și cu atât mai mult să potrivești în momentul acesta aflându-ne în post și știm că în post toți suntem chemați să facem un efort să înțelegem realitățile pe care le trăim mult mai duhovnicesc decât am făcut-o până atunci. Și vreau să mă refer la acest fenomen al mărturisitorilor din perspectiva aceasta, făcând câteva mici precizări cu rugămintea de a face un efort să nu luați tot ceea ce spun atunci când mă refer la mărturisitori ca o generalizare. Nu cred că îi privea pe toți. La fel și când mă refer la realitatea pe care noi o trăim, nu cred că putem face o generalizare, că nu ne privește pe toți. Când vorbesc despre generalizare, cred că nu toți cei care au suferit în temnițele comuniste au fost mărturisitori. Pentru că una este să suferi pentru o cauză politică și alta este să suferi pentru Hristos. Și cred că trebuie făcută o diferențiere. Pe mine mă preocupă cei care l-au mărturisit pe Hristos și care au suferit purtând suferința cu ajutorul lui Hristos. De altfel, cred că cu tot respectul pentru cei care au suferit și au scăpat cu viață. Avem exemple, nu vreau să dau nume. Viața lor după, implicarea lor în politică, multe din acțiunile lor au dovedit că nu au fost chiar niște mărturisitori pentru Hristos, niște oameni care au suferit din motive politice. Nu cred că aprecierile mele despre mărturisitorii din temnițele comuniste pot fi valabile și pentru ei. Este necesară această triere. Cei care au mărturisit într-adevăr pentru Hristos, din mărturiile pe care le avem, se diferențiază și scot în evidență niște trăsături cu totul și cu totul deosebite și frumoase. Vreau să enumer câteva dintre ele, încercând în același timp să facem un efort să ne gândim pe marginea acelorași lucruri, cum este viața noastră astăzi. Știm că cei care au fost în temniță și au mărturisit pentru Hristos, s-a spus și mai devreme, se rugau foarte, foarte mult. Aveau o rânduială de rugăciune aproape mănăstirească. Doreau și căutau foarte mult liturgia și împărtășirea cu Hristos, acolo unde era posibil. Și aveau foarte mare grijă pentru aceasta. Aduceți-vă aminte, cei care au citit, cum a căutat spovedania și împărtășania Gafencu înainte de moarte, știind că va muri. Cum s-au abținut când a mâncat carne, când s-a dat intenționat în vinerea patimilor, vrând să postească pentru sărbătoarea lui Hristos. Ce facem noi astăzi, în libertate? Care, teoretic, suntem niște admiratori ai mărturisitorilor. Suntem liberi. Cât dorim după liturghie, cât râvnim după împărtășanie, sunt biserici multe, aproape toate. Sau nu toate. Multe. În care la liturghie se împărtășește Sfântul Preot. Câți râvnim acasă să avem un program de rugăciune asemenea celor din temnițe, care n-aveau condițiile noastre privilegiate. Asta este o problemă.
pe care îl ridică cinstirea Sfinților, nu? Când citim un, cinstim un Sfânt, îi citim viața sau ne gândim la El, îi vedem virtuțile și ne gândim cum să fac și eu să le împlinesc în viața mea. Eu vreau să mă refer, să privesc spre acest mărturisitor din prisma aceasta. Și vă fac și frăților voastre invitația aceasta. Dincolo de lucrurile acestea, se străduiau foarte mult să ierte. Duceau această luptă cu ei. Să ierte, să iubească și să jertfească pentru celălalt de lângă el, indiferent cine era, de ce nație, sărăcia lor și chiar viața lor. A spus Părintele Prodoireu despre streptomicinii, despre Gafencu cu Vrunbrand, cu pastorul și așa mai departe. Făceau acest efort. În lumea noastră, liberă, ce vedem? Ură, răzbunare, dezbinare și mult egoism. Fiecare pentru el. Noi care cinstim, ci teoretic ar trebui să învățăm din viața mărturisitorilor. Legat de iertare. Mărturia lui Ianolide, care a îngrijit cu mâinile lui în temniță pe cel care îl condamnase la închisoare și care a intrat în dezgrația partidului și a ajuns și el în temniță. Ianolide l-a iertat și l-a îngrijit cu mâna lui. N-a cerut să fie pedepsit mai crunt decât fusese. Mai departe, realitatea concretă a lumii, cât aveau ei acces la ea, să numim politica, realitatea. Că pentru cei mai mulți dintre noi, realitatea înseamnă viața politică. Ne uităm la știri, la televizor, la talk show-uri și asta constituie viața noastră. Teatrul de pe scena politică. Realitatea aceasta nu-i mai interesa pe mărturisitorii pentru Hristos. Adică cei care dobândiseră, dacă nu au avut înainte, credința puternică în Hristos. Nu-i mai interesa. Pentru Gafencu, pentru Ianolite, pentru... chiar dacă au intrat acolo pentru că au slujit, să zicem, niște ideologii înainte, într-o oarecare măsură, e de discutat, lucrul acesta nu-i mai interesat. Iar universul vieții și discuțiilor lor, știm din toate aceste mărturii, constituiau subiecte care aveau teme culturale, istorice, academice și mai ales teologice, dar nu teologice, scolastice, și discuții care îi ajutau pe ei să-și îndrepte mintea spre Dumnezeu pentru a-L cunoaște și a fi în comuniune cu El. Pe ei interesau acolo foarte mult cele ale Duhului. Pe noi, care suntem liberi, nu trebuie să o spunem că este evidență că ne interesează mai mult cele ale materiei. Multe din exemplele de viețuire care au ajuns cunoscute până la noi. El nu mă doar dezbar Gafencu, Ianolide, Gerasim Iscru, dar sunt mulți, mulți. Dacă le privim viața de acolo, dacă ne raportăm la vorbele lor și la felul care și-au încheiat viața, cei care au murit acolo, unii au murit în libertate, cum este Ianolide, din 85, n-avem cum să nu ne ducem cu mintea la părinții neptici și trezvitori ai pustiei. Nu există aproape nicio deosebire. Nu este timp acum, am vrut, dar mai sunt vorbitor și nu vreau să vă obosesc. Deși poate ar merita doar două rânduri să vă citesc. Din această carte, Întoarcerea la Hristos, în care Gafencu îi mărturisește lui Ianolide ce o experiență. Azi noapte, târziu, mă rugam. Noi dormim noapte. Mă simțeam mângâiat de harul lui Dumnezeu și mă bucuram în taină de darul ce mi s-a dat. Eram treaz, conștient și fericit. Deodată am simțit că ceva deosebit se petrece cu mine, în afara voinței mele. Începând de la extremitățile trupului, sufletul a început să mă părăsească. Nu numai că nu mi-era frică, dar știam că nu e vorba de moarte și cu cât sufletul părăsea trupul, cu atât trăirea mea lăuntrică creștea. Sufletul a urcat ușor spre piept, spre gât, spre cap. Mă simțeam fericit, curat, luminat de o lumină sfântă. Niciodată mintea mea n-a fost mai înțelegătoare ca atunci.
Știam că Domnul este cu mine. Eram fericit că sunt în puterea Lui. Timpul parcă se dilatase. Nu mai simțeam durerea din trup. Îmi priveam trupul fără să-l doresc și fără să-l resping. Viața și materia îmi păreau minuni. Și așa mai departe. Îi descrie o experiență duhovnicească pe care au fost Sfinții în pustie. Și asta se petrecea la Târgu Ocna. Vorbea Domnul Alupei de mistică. Ăsta este un caz de mistică. De altfel, mulți au spus că viața duhovnicească din vremea aceea era mai înaltă și mai autentică în temnițele comuniste decât în mănăstiri, în libertate. Și cred că remarca nu este departe de adevăr, chiar și pentru zilele noastre. Când ne gândim la mărturisitorii aceștia, sau când se fac discuții pe seama lor, ies în evidență cam două tendințe. Una de a scoate în evidență răutatea și metodele torționarilor, iar un alt aspect este de a scoate în evidență statura duhovnicească a mărturisitorilor. Eu cred că aceasta, din urmă, trebuie să fie căutarea noastră, nu doar acum. Dacă vedeți în viețile Sfinților, acțiunile și vorbele igemonilor, torționarilor, sunt amintite cât să știi că au fost. Nu se accentuează prea mult. Pentru că Sfântul însuși, mucenicul, în momentul în care murea, îl iubea și ierta pe cel care îl tortura. Pentru că altfel n-aș fi fost Sfânt. Și mărturisitorii noștri i-au iertat și i-au iubit. Și în niciun caz nu așteaptă de la noi să-i condamnăm la moarte pe cei care încă mai trăiesc. Ce rost ar fi? La ce ar folosi? Mai degrabă să ne rugăm să se pocăiască. Ar fi încă un suflet care s-ar mântui. De ce cred că este necesar să privim mai mult la acest aspect al staturii duhovnicești a mărturisitorilor? E necesar să facem acest efort de cunoaștere și de înțelegere a resorturilor interioare sufletești care i-a făcut pe ei capabile să ducă această mărturisire și această jertfă și a dimensiunii acestei jertfe. E necesar să cunoaștem și să înțelegem modurile diferite în care suferința poate fi inventată de om pentru a distruge pe semnul său. Și în același timp să înțelegem cum Dumnezeu ajută celui suferind să transfigureze această suferință în bucurie duhovnicească. Nu doar noi iubim mult pe Sfântul Luca al Crimei. Și când mi-am scris repede de dimineață aceste rânduri pentru a veni totuși oarecum pregătit aici, mi-am adus brusc aminte cuvintele minunate ale Sfântului Luca: mult am iubit pătimirea, adică suferința, pentru că mult curăță sufletul. Și Aspazia Osef Petrescu, parcă la un moment dat am auzit-o spunând că a înțeles că, de fapt, suferința era iubirea lui Dumnezeu pentru ea. Era manifestarea iubirii lui Dumnezeu. Așa o iubea Dumnezeu pe ea. Este important să înțelegem lucrurile acestea. Și cum au reușit ei să-și găsească puterea să rabde și formele răului și această nădejde că Dumnezeu nu are cum să nu răspundă celui pe care îl strigă. Acestea, dacă le înțelegem, s-ar putea să ne fie în curând rează, temei, nădejde și izvor dătător de putere pentru a primi și noi mărturisirea care ne bate la uși. Despre care spunea Părintele Adam mai devreme. Ne bate la uși. Chiar dacă mi se pare că totul este bine, suferința aceasta bate la uși. Cine erau torționari? Erau atunci comuniști. Oameni fără Dumnezeu. Atei.
Astăzi, prea puțin mai avem comuniști, simpatizanți, să zicem, mai ideologie, sau declarați, dar avem, nu mai avem comuniști, dar avem în continuare oameni fără Dumnezeu. Și printre democrați, fie ei de stânga sau de dreapta, printre euroatlantici, ecologiști, iubitori de animale și așa mai departe. Un om fără Dumnezeu, în orice vreme, poate să devină un torționar. Pe omul fără Dumnezeu, îl deranjează Dumnezeu și omul Dumnezeu. Și atunci când simte că are posibilitatea, nu ezită să acționeze în sensul acesta. Încă sunt minoritari, dar nu știu ce se va întâmpla mâine. Vedem că se fac eforturi ca noi să fim minoritari. Va veni vremea aceasta în care va trebui să ne păzim și noi de ei. Și dacă am spus de ei, încă o problemă. Până la urmă, în temnițe pe mărturisitori au dus felul în care s-au raportat ei la mai mari zilelor lor. Și ar trebui să ne întrebăm noi cum ne raportăm la mai mari zilelor noastre. Să știți că nu sunt mult mai educați decât cei din vremea aceea, nici mult mai credincioși sau mai cu Dumnezeu decât aceia. Nu sunt mult diferiți. Doar că sunt alte metode și alte tehnici și alte tactici. Dacă îi cinstim cu adevărat pe mărturisitori, să ne punem această întrebare. Cum s-ar raporta ei la mai mari zilelor noastre? Fie ai satul, ai orașul sau ai țări. Răspunsul fraților creștini nu e greu de aflat. E mai greu de împlinit. E dureros când vedem uneori cum ne comportăm unii dintre noi când apare un mai mare al zilei care o zi înainte era un foarte mic al lumii, nebăgat în seamă. Și după câteva luni, iarăși va fi un mai mic al zilei, brusc, este umflat în pene, din păcate, de noi. Imaginați-vă care intra acum un consilier județean aici. Mulți s-ar întoarce și i-am spus unuia de la Focșani, când a venit odată la noi la mănăstire, că era mai vechi, ar trebui să trebuie când vii să te întâlnești cu mine. Nu eu mă întâlnesc cu tine, că tu nu reprezinti nimic. Tu ești acolo cumva că eu te îngădui. Dar noi nu avem această credință că ei sunt acolo, că îi îngăduim noi. Și ne consideră sclavi. Spuneam că nu e greu de aflat răspunsul, dar dacă îi cinstim cu adevărat pe mărturisitori și ne sunt modele, ar trebui să ne asumăm și noi modelul lor. Și să încercăm să împlinim. Și împlinirea aceasta ar fi cea mai bună cinstire pe care am putea să o aducem acestor sfinți. Am fi frați cu ei. Am fi frați purtători ai aceluiași Duh. Ai Duhului Sfânt care pe ei i-a sfințit. Și ne-ar putea sfinți și pe noi, dacă am vrea. Altfel, dacă nu împlinim acestea, toate aceste întâlniri vor fi vorbe, vorbe, vorbe și la final, inevitabil, o banalizare și o uitare. Aceasta e ce mi-am scris eu de dimineață pe aceste hârtiuțe. În plus, vreau să mai spun doar câteva lucruri. Nu mă interesează să fie pedepsiți torționare. Nu mă interesează în mod deosebit să fie canonizați mărturisitorii, pentru că eu oricum îi consider sfinți și mă raportez la ei ca niște sfinți. Și indiferent de canonizare sau necanonizare, știu că ne pot răspunde rugăciunilor. Știu că este o problemă pe care puțin o iau în calcul. Când este canonizat cineva, mai ales dacă a fost mucenic, inevitabil îl acuz și îl condamn pe cel care l-a martirizat. Dacă acela este încă în viață, tu trebuie să dai posibilitatea să se pocăiască. Nu ai cum să îl supui o propriului public atâta timp cât el încă, noi avem această credință, până va închide ochii,
are puterea chiar să se sfințească. Și avem cazul de viețile Sfinților de ighemon, de chinuitori sau de martori ai suferințelor creștinilor care, văzând suferința lor, s-au întors la credința în Hristos. Până de altă parte, sunt cazuri nefericite, precum acela al părintelui Ilie Lăcătușu, ale cărei sfinte moaște au fost pur și simplu arestate de un membru al familiei și biserica nu poate intra în posesia lor. Nu ai cum să faci un sfânt particular ale cărei sfinte moaște să fie folosite în scopuri economice de o persoană. Nu se poate face așa ceva. Deci sunt foarte multe probleme și foarte multe aspecte și cred că trebuie să fim foarte atenți atunci când mulți acuză biserica pentru această întârziere. E propriul românilor. Dacă ne uităm în istorie, știu că cu vioși s-a întâmplat la fel, nu doar cu mărturisitorii. Foarte greu ne-am canonizat Sfinții. Este tipic firii noastre. Stăm și cumpănim foarte mult. Ce vreau să mai spun, m-a deranjat foarte mult, în multe momente, am mai luat parte la astfel de evenimente. Am văzut foarte multă vehemență, ură, răutate, atunci când se discuta despre acest subiect. Și cred că nu este în armonie cu felul în care au trăit și au mărturisit oamenii aceștia. De altfel, de celebrul Vulcănescu cu un nerăzbunat, nu? Care se uită. Cu ultimele puteri, Valeriu Gafencu, Sfântul Închisorilor, îi spune lui Ianolite: în primul rând, gândul și sufletul meu se închină Domnului. Mulțumesc că am ajuns aici. Păi era mulțumit. Merg la el. Vă rog mult să-l urmați, să-l slăviți și să-l slujiți. Sunt fericit să mor pentru Hristos. Lui îi datorez darul de azi. Totul e o minune. Eu plec, dar voi aveți de purtat o cruce grea și o misiune sfântă. În măsura în care mi se va îngădui, de acolo de unde mă voi afla, mă voi ruga pentru voi și voi fi alături de voi. Veți avea multe necazuri. Fiți tari în credință, căci Hristos îi va birui pe toți vrăjmași. Îndrăzniți și rugați-vă. Păziți neschimbat adevărul, dar să ocoliți fanatismul. Nebunia credinței este putere dumnezeiască, dar tocmai prin aceasta ea este echilibrată, lucidă și profund uman, să iubiți și să-i slujiți pe oameni. Au nevoie de ajutor. Căci dușmani prădală și caută să înșele. Ateismul va fi învins. S-a întâmplat. Dar să fiți atenți cu ce va fi înlocuit. Aceasta cumva și o profeție a lui Gafencu. Iar cel care îi spunea acestea, Ioan Amnolide, care a scris această minunată carte, Întoarcerea la Hristos, și a apărut și această cărticică de Ținutul Profet, al cărei manuscris a fost trimis în anii 80 de Ianolide din Statele Unite, cu speranța că părintele Calciu Dumitreasa, Gheorghe Calciu, va tipări, nu a reușit. După moartea părintelui Calciu, manuscrisul a ajuns înapoi în România și cei de la Diaconești l-au publicat. Este cutremurător cum acest om care a ieșit din temniță în viață, ucenicul lui Gafencu, să spun, a trăit într-o smerenie și o credincioșie fără să caute să răzbune, fără să caute să facă caz de mărturisirea lui, într-o mare discreție, cum se cuvine unui sfânt, a murit în 85, parcă, nu? Cam așa. E bine, în anii aceia 80, la acest text pe care l-au numit cei de la Diaconești de Ținutul Profet, pentru că această carte, iertați-mă, este plină de profeții. Și vreau să-mi îngăduiți doar ceea ce este tipărit pe copertă, să vă citesc că este relevant. Deținutul simte că într-un viitor previzibil puterea comunistă va fi anihilată. S-a întâmplat cam peste 5 ani după ce a scris acesta. Și totuși, el e trist și îngrijorat. Trist este pentru că vede că aceia care au avut puterea comunizării țării se profilează ca stăpân și ai lumii ce va veni. Era îngrijorat pentru că înțelege că se deschid perspectivele unei tiranii mondiale fără oponenți și fără precedent. Vițelul de aur, zeul străvechi, se arată azi ca
ca o uzină atotputernică în spiritul omenirii. Lumea se închină mașinii. E o pseudo-religie a dogmelor materiale, a sensului material și a finalității neantice. Statul care va avea monopolul armelor sofisticate, al ingineriei genetice și al tehnicii de determinare a conștiințelor, va fi atotputernic și va nimici omenirea. Nimeni nu garantează libertatea oamenilor în această civilizație. Nimeni nu poate guverna forțele tehnologice în această civilizație. De aceea, omenirea trăiește pe culmele disperării. Nu seamănă cu zilele noastre. Toate problemele lumii se află în crucea lui Hristos și a creștinilor. De câte ori vom rătăci drumul, ori vom lenevi pe cale, să ne înapoiăm la Evanghelie și la Duhul Sfânt. Suferințele ce ne se pricinuiesc au menirea să biciuiască lenea noastră și să ne lumineze minții. Dar Domnul să se întâmple și cu noi. Mulțumesc! Mulțumim pentru câteva intervenții scurte. Domnul teolog Valentin Muscă. Părintele Traian, Zoltan. Mulțumesc. Eu am avut pregătit o lucrare pentru conferința noastră preoțească din primăvară pe această temă. Sigur că am prezentat mai multe clipuri de mărturisitori, dar acum, întrucât timpul este destul de înaintat, o să mă opresc puțin și o să încerc să mă rezum doar la două figuri de mărturisitori care nu au fost în temnițe, dar totuși, așa cum considera Părintele Virgil Gheorghiu, un alt preot al nostru care a suferit foarte mult din cauza regimului comunist, întreaga țară a fost transformată de comuniști în Republica Penitenciară Română. RPR, care era Republica Populară, îi spunea Părintele Virgil Gheorghiu, Republica Penitenciară Română. Cele două figuri de mărturisitori, chiar dacă, repet, nu au fost în temniță, l-au mărturisit pe Hristos prin purtarea lor exemplară. Sunt în primul rând Părintele Protosinghel Clement Cucu, viețuitor al Mănăstirii Sihastru, originar din Vaslui, despre care Părintele Ioanichie Bălan spunea că a fost un călugăr cu bun chip, gârbovit de bătrânețe, dar cu sufletul încărcat de pace și liniște sufletească. Potolit la vorbă, înțelept la cuvânt, încet la mers și gata să împace pe fiecare. El a intrat ca frate la Mănăstirea Bogdana în 1921, după 2 ani fiind deja hirotonit hieromonah, din nevoia făcută de slujitori. În 1939 a fost trimis să întemeze o nouă mănăstire de maici la Vladimireș, unde a stat până în 1947, apoi a fost mutat la castelul familiei Sturza din Miclăușeni, Roman, donat cu scopul înființării unei mănăstiri. După 5 ani a primit ascultarea de duhovni la Schitul Braz, unde i-a plăcut atât de mult, încât se gândea că va fi și înmormântat acolo. După 40 de ani de călugărie, însă, în 1959 a fost nevoit să se întoarcă civil în satul natal, în urma vestitului decret 410, unde a stat 8 ani. Și să vedeți câte smerenie la acest părinte. La biserică mă duceam acolo, în sat, un moșnac civil cu barbă.
Un an de zile n-am citit un cuvânt la strană. Vă dați seama, el care a fost preot, era monah. N-am intrat în Sfântul Altar, n-am pus epitrahilul pe piept să citesc cuiva măcar o rugăciune. Întâi, pentru că mă socoteam nevrednic de treapta preoției, apoi, ca să nu supăr pe preot. După un an, am fost primit de preotul satului să cânt la strană. Pe urmă, mi s-a aprobat să mă îmbisericesc și la Sfântul Altar. În fiecare sărbătoare mai mare, slujam cu preotul Sfânta Liturghie. Dar odată n-am trecut peste cuvântul lui. Odată n-am făcut ceva fără sfatul și porunca lui. M-am dat cu tot în mâinile lui și am început ascultarea și tăierea voii de la capăt. Ca și când atunci m-aș fi dus la mănăstire. Aceste cuvinte le găsim în Convorbiri duhovnicești, cartea Părintele Anichie Bălan. Din anul 1967 a fost primit ca pensionar la Mănăstirea Sihastru, ocupându-se și de satele Proscuțeni și Argea, care nu aveau preot și nici biserici. Înșelând vigilența autorităților, cu eforturi și pe cheltuială proprie, a zidit din temelii și a pictat biserica din Proscuțeni, sfințit de episcopul Antonie Prămădeală. Trecut prin multe suferințe și umilințe, Părintele Clement ne-a lăsat ca într-un testament plin de înțelepciune următoarele sfaturi. Să ai răbdare în toate, Părinte. Să ai răbdare până la moarte. Nu-ți face inimă rea în necazuri, oricât de grele ar fi, că toate sunt slobozite cu voia lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Să nu ne temem de oameni, Părinte. Orice rău ar căuta să ne facă, pentru că la cârma bisericii întotdeauna este Hristos. Noi să ținem drumul nostru. Biserica are nevoie să fie luptată, lovită. Tocmai atunci rezistă, trăiește, devine vie. Deci, să nu ne speriem de nimic, că toate vin cu voia și atot știința lui Dumnezeu. M-a impresionat foarte mult Părintele Clement și el este duhovnicul care este cel mai viu prezent în memoria credincioșilor din zona mănăstirii Sihastru. Și o să-l amintesc puțin, deși a mai fost pomenit odată și Părintele Serafin Măciucă, cel care, într-adevăr, la Mănăstirea Nicula, unde a fost stareț, își așteaptă plecarea în veșnicie și de numele lui se leagă pe vremea când era stareț la Nicula, descoperirea icoanei Maicii Domnului, făcătoare de minuni, vestita icoană de la Mănăstirea Nicula, în casa unui credincios, ascunsă în peretele casei, pentru că ea a fost luată de călugării greco-catolici când au plecat din mănăstire, după reîntregirea din 1948, și ascuns în casa tatălui unuia dintre ei. Și Părintele Serafim a avut dorul acesta de a găsi, de a descoperi icoana și s-a întâmplat lucrul acesta. Și tot el, ajungând după Revoluție în Mănăstirea Braz, înainte de canonizarea Sfântului Ierarh Mucenic Teodosie de la Braz, este cel care a spălat Sfintele Moaște. Pentru că l-a pomenit Părintele Istor și pe Sfântul Luca al Primei, la un moment dat am găsit și un citat foarte frumos, un îndemn al acestui Sfânt care a iubit într-adevăr pătimirea: fă-ți inima ta mănăstire, bate acolo toaca, sună de priveghere, tămâiază și te roagă. Mulțumesc! Câteva cuvinte succinte și Părintele Ferraru de la Luceaia. Pentru că timpul este foarte scurt, n-am să mai prezint tot ceea ce gândisem. Și pentru că Părintele Isidor a amintit de scriitoarea Aspazia Oțel Petrescu, am să citesc doar dintr-un interviu dat de aceasta,
care m-a impresionat și care cred eu că e foarte interesant și prezintă o imagine extraordinară a ceea ce a reprezentat martiriul celor care au rezistat în închisori. Întrebată cum a reușit să facă lucrul acesta, pentru că așa am gândit că nu este neapărat important cine sunt cei care au rezistat în închisorile comuniste, ci cum au făcut aceasta, cum au reușit, iată ce spune. Primul lucru, nicio frică să nu fie mai mare decât frica de Dumnezeu. De ce? Pentru că frica venită de la diavol este spaimă, este îngrozire, este cale de tulburare și de suferință căruia nu ai cum să-i faci față. Pentru că diavolul este înfricoșător într-adevăr. Deci frica de el asta este. Frica de Domnul însă este frica de a nu ofensa o iubire perfectă. Este de cu totul altă natură. Și în momentul când ai această grijă, ai această frică să nu ofensezi iubirea celui care și-a lăsat cerul și a venit pe pământ ca să vadă care sunt problemele omului, care sunt treburile pe care el nu le poate birui și cum nu poate să-l ajute mai mult și mai bine din momentul acela, înțelegem într-adevăr că nicio frică, oricât de spăimoasă ar fi, nu poate tulbura și nu te poate clinti. Pentru că una este frica de a nu ofensa iubirea absolută și alta este frica de a nu te lăsa păcălit, îngenunchiat, umilit și până la urmă înhățat de cel nenumit. Deci acestea, spune, sunt cele două mari învățăminte cu care Dumnezeu ne-a înrobit sufletele și ne le-a împodobit în închisoare. Să nu avem nicio frică mai mare decât frica de Dumnezeu. Și al doilea, să trăim suferința ca pe un dar de iubire și să nu mai fie frică de a nu ofensa această iubire absolută și desăvârșită. Și deși în interviul dânsei a vorbit despre ele în ordine inversă, am lăsat la urmă pasajul despre suferință pentru că mi se pare elocvent. Suferința este treaptă de iubire, nu este pedeapsă. Cum spunem noi, că noi așa zicem de pildă, că boala este plata păcatului. Nu este adevărat. Boala este dovadă că iubirea lui Dumnezeu lucrează și ne curăță de zgura pe care păcatul a așezat-o în noi. Deci din momentul când ajungi să înțelegi lucrul acesta, ai o stare de bucurie și de împlinire nemaipomenită, pe care Părintele Bejan a numit-o bucuriile suferinței. Îți dai seama că, de fapt, Dumnezeu în marea Lui bunătate te scoate prin această suferință și prin acest dar, care este un dar de iubire, de grijă a Bunului Dumnezeu. Vedeți, prin jertfa Mântuitorului, orice părinte care are darul Duhului Sfânt poate să ne ridice păcate. Dar urma păcatului rămâne, pe aceea nu o poate ridica decât numai Bunul Dumnezeu. El o ridică, dându-ne această cale a suferinței. Deci noi, prin păcat, am știrbit din opera divină, care este creațiunea în întregimea ei. Ca să fie ca la început, cum a fost înainte de păcatul meu, eu trebuie să pun la loc ceea ce am luat prin greșeala mea. Lucrul acesta nu-l pot face decât prin suferință. E fantastic cum au putut să privească cei care erau în închisori suferința pe care o primeau. Probabil că oricare dintre noi ne-am plânge. Am spune că de ce am ajuns eu să sufăr? De ce mi-a dat mie Dumnezeu atât de greu să duc crucea pe care o am? Însă, acești oameni permanent nu s-au gândit la suferință decât ca la o bucurie. Așa au reușit să treacă, pentru că au înțeles că tot ceea ce trăiesc aici este doar pentru viața veșnică de dincolo. Și cred că trebuie doar să privim la acest aspect al suferinței lor și la modul cum noi putem să trecem dincolo doar de aspectele imediate și să înțelegem că ceea ce ei au trăit în închisorile comuniste ne este icoană a transformării noastre sufletești. Mulțumesc! Domnul Valentin Musca. Îl așteaptă. În primul rând vreau să vă cer iertare că vă mănânc 5 minute din viață. Numai 5 minute. Este târziu. Au trecut 2 ore. S-au auzit destule. Atâtea lucruri frumoase încât uneori când e prea mult
de prea mult dulce ne îmbolnăvim. Ați auzit prea multe lucruri frumoase și nu vreau să mai adaug. L-ați auzit pe Părintele Ionel Adam, care v-a descris chipul unui personaj din Pateric, Părintele Nil Dorobanțu. L-ați văzut și l-ați auzit pe unul dintre cei mai experimentați jurnaliști de investigație din România, domnul Silviu Alupei. Și nu este puțin lucru ca biserica în care vorbește să fie biserica botezului, în același timp dumneavoastră să fiți într-o ordine și într-o liniște, cum rar mi s-a întâmplat să observ la o asemenea manifestare, când lumea vine 100 de inși și la urmă rămânem 10. În același timp vreau să vă spun că la Patriarhie a avut loc chiar în aceste zile un moment dedicat Sfinților Închisorilor. La Mănăstirea Antim, unde printre cei comemorați s-a aflat și Bufeșteanul dumneavoastră, Benedict Ghiuș. Același Benedict Ghiuș care i-a recomandat sau l-a sfătuit pe Părintele Nil Dorobanțu să primească Marea Schimă. I-a fost duhovnic. Tarnița este aici. Ideea hărții, Vrancea este țara Sfinților, să știți. Vrancea este țara Sfinților. Este țara. Noi călcăm pe un pământ pe care nu suntem vrednici. Dacă județul în care trăim este ultimul din coada alfabetului, nu e vina noastră. Așa s-a constituit alfabetul. Dar dacă din punct de vedere economico-social suntem tot acolo, e vina noastră. Noi creștinii nu trebuie să spunem DNA să vină să vă ia celor care i-au chinuit pe Sfinți. Dar trebuie să spunem ca Arhidiaconul Ștefan, Doamne iartă-le lor, că nu știu ce fac. Iar Părintele Isidor a venit foarte frumos și ne-a recomandat ce trebuie să facem acum. Să-i întemnițăm pe torționar? Nu. Noi nu suntem politicieni. Nici nu avem în noi sânge de politician răzbunător. Noi suntem creștini. Idealul nostru politic este Hristos. Din nefericire trăim într-o țară unde mărturisesc mai mult troițile după stradă decât noi. Noi ne-am conformat unui stat ateu care în 2015 a votat și președintele a legiferat o lege 215 prin care o parte dintre cei întemnițați și dintre mărturisitori au fost rași după străzi. Numele unui mărturisitor ca Mircea Bucănescu este interzis pentru că statul nostru a binevoit prin aleșii pe care i-am trimis în Parlament. De altfel, stimați invitații al județului, să știți că decretul 410 din 1959, prin care biserica a fost întemnițată la propriu, nu a fost abrogat. El a fost după 89 cârpit pe aici, pe acolo. Biserica a rămas cu toate proprietățile la stat. Nu departe la Focșani, nu au preoții loc să dea în noaptea învierii în jurul bisericii, pentru că statul a răpit în 59 toate proprietățile și nu le-a mai dat. Dar aceasta este, voiam să vă vorbesc despre martiri, despre mărturisitorii de la Sihastru. Timpul este târziu, să rețineți pe Nil Dorobanțu, să rețineți pe cei despre care s-au vorbit astăzi și despre mărturisitorii de la Sihastru. Cu altă ocazie, când Părintele Protoiereu va organiza o nouă conferință pe această temă, pentru că Sfinții Închisorilor nu este o temă impusă, este o temă necesară. Trebuie să vorbim despre Sfinți, pentru că dacă noi nu vorbim, într-o zi se vor ridica Sfinții din morminte și vor mărșălui pe străzi ca să intre în calendare. Pentru că noi avem prieteni, dar prietenii sunt în calendare. La ei trebuie să ne rugăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă rugați în fiecare seară la Sfinții Români, pentru că fiecare nație de la cinzecime are Sfinții ei. Avem și noi Sfinții noștri. Mulțumim, domnule Ivanete Muscă. Sigur, timpul nu prea mai este de partea noastră, însă socotesc. Așa că
în seara aceasta suntem datori să mai amintim de un sfânt mărturisitor care are multe în comun cu Vrancea, cu zona aceasta, cu Mănăstirea Sicastru, cu Mănăstirea Moșinoiene. Este vorba de Părintele Evgenie Rulea, supranumit și Sfântul de la Moșinoiene. Voi încerca, așa, în câteva cuvinte, să creionez personalitatea Părintelui și cu altă ocazie, așa cum nădăjduiește și domnul Valentin Muscă, vom dezvolta subiectul acesta. Pentru că Părintele Evgenie este într-adevăr un chip care pare cumva venit din Pateric. Părintele Evgenie s-a născut la 17 ianuarie 1906 în localitatea Poiana, din județul Galați, dar în vecinătatea noastră. A intrat în mănăstire călugărându-se la Mănăstirea Sihastru. De acolo a ajuns la Mănăstirea Moșinoiene. În anul 1935 a fost hirotonit preot, a devenit ieromonah. În 1936 a ajuns stareț al Mănăstirii Moșinoiene. Acolo a refăcut mănăstirea și din punct de vedere administrativ și al construcțiilor, a ridicat și o biserică și au venit vremurile acelea tulburi care au făcut ca Părintele Evgenie în anul 1948 să fie arestat, să fie dus la canal, condamnat pentru 8 ani, la 8 ani de închisoare și acolo, la canal, a reprezentat cumva o lumină duhovnicească în mijlocul celor care sufereau alături de el. Avem câteva mărturii și ne referim în primul rând la cea a Părintelui Roman Braga, cel care spune despre Părintele Evgenie, zice, era o figură de pateric. La el veneau să-l asculte și preoți ortodoxi, dar și romano-catolici. Părintele Evgenie, zice Roman Braga, nu era un om care a studiat teologia, dar recita sau vorbea foarte mult și foarte bine din Sfinții Părinți. Avea o memorie extraordinară. Ce mai spune Roman Braga? Zice, știa, era un om simplu, dar știa pe din afară scara Sfântului Ioan Scăraru. Ei, un astfel de om, un astfel de monah, de ieromonah, l-a determinat pe Roman Braga, care atunci, la vremea aceea, nu era călugăr, l-a determinat să îmbrățișeze monahismul, calea monahismului. Zice Roman Braga, lui, deci duhovnicului său, Părintele Evgenie, zice, lui îi datorez hotărârea mea de a mă călugări. Și după ce a fost eliberat Părintele Roman Braga,
a fost sprijinit, ajutat de către vrednicul de pomenire, Patriarhul Justinian, ca să plece să emigreze în Statele Unite. Și de acolo, în câteva interviuri, a tot amintit despre Părintele Evgenie Hulea. Părintele Evgenie a stat în închisoare până în anul 1953, când iconomul mănăstirii Isar Borș, care între timp devenise stares la Moșunaele, a intervenit, a făcut recurs și a reușit să-l aducă acasă pe Părintele Evgenie, care n-a mai putut să fie stareț, dar și-a continuat viața pe care de romanat, pe care o iubea atât de mult. În anul 1953, Părintele Evgenie a fost din nou arestat. De ce era atât de expus Părintele? Pentru că întotdeauna, datorită sufletului său bun, datorită generozității sale, datorită dorinței sale de a urma lui Hristos întru toate, el a fost pus și în situația de a-i ajuta, de a-i primi la mănăstire, fie pe partizanii care se retrăseseră în munți, grupul Baragină și alții, chiar unii veneau să ceară și sfat duhovnicesc, unii se și mărturiseau, se spovedeau la el. Apoi, atunci când soldații germani se retrăgeau dezarmați, nu mai știau pe unde să fugă, au ajuns unii și la mănăstirea Moșunaiele, iar Părintele Evgenie le-a dat hrană și le-a arătat pe unde este drumul, pe unde pot să scape de urmăritori. Toate acestea i-au adus Părintelui, iată, condamnările de care vorbeam. În anul 1953 i s-a înscenat o vină, aruncând cineva a aruncat în iazul mănăstirii o armă scurtă, o pușcă din aceea scurtă, spunând că Părintele a ascuns acolo o armă. A fost un motiv pentru a-l aresta din nou pe Părintele și după câtva timp a fost eliberat, dar în 1959 a fost obligat să părăsească mănăstirea și împreună cu iconomul său, cu acum stareț, Isar Borș, și să plece fixându-se domiciliu forțat în Pufești. Ei, acolo Părintele a locuit într-o casă aproape de calea ferată, o casă de mici dimensiuni, așa ca o chilie, și la biserică mergea ori de câte ori se săvârșea Sfânta Liturghie, dar nu avea voie să poarte veșminte, nu avea voie să slujească, însă stătea la strană, citea cele ce îi se cuvin cântărețului, și din mărturiile unor săteni am aflat că Părintele, care vorbea foarte frumos, predica foarte frumos,
Atunci când venea momentul citirii cazanii, de multe ori părintele nu mai urmărea firul cazanii, ci spunea de la el, predica pur și simplu, ca și cum ar fi predicat din fața Sfântului Altar. Și cei care erau în biserică socoteau că așa scrie în cazanie. Bineînțeles, și informatorii securității credeau același lucru. Însă părintele adăuga așa, sau completa acolo la cazanie, cu ceea ce învățase și dobândise în viața sa la monahală. Ei, în anul 1962, în toamna anului 1962, părintele a fost din nou luat de securitate, a fost chinuit, bătut la Focșani și toate acestea au condus la moartea sa, la trecerea sa la cele veșnice, în ziua de 23 octombrie 1962. Între timp, părintele Isaac Boș se mutase la Anghelești și părintele a fost înmormântat. Se spune că au participat 14-15 preoți la înmormântare și foarte multă lume, credincioși care îl iubeau pe părintele și despre care unii care l-au cunoscut și cu care am vorbit, spuneau că era un om blând, cu barbă lungă, nu ridica ochii din pământ, era ca un sfânt. Și l-au înmormântat în curtea bisericii, în partea stângă, cum privim biserica. Ei, au trecut ani mulți până în anul 2014, când Dumnezeu a rânduit ca prin preocuparea noastră, prin osteneala noastră, să-l dezgropăm pe părintele Evgenie Hulea și să-l ducem la Mănăstirea Moșunoaiele, unde părintele Cleopa, părintele Stareț Cleopa, a amenajat foarte frumos cimitirul monahal. Și i-am spus părintelui să pregătească un loc pentru părintele Evgenie, pentru starețul Mănăstirii Moșunoaiele, pentru cel de care și domnul Valentin Muscă a menționat în presă, în câteva articole, ca fiind Sfântul de la Moșunoaiele. Și sprijiniți și de alte persoane, de prieteni care cumva aveau legătură așa duhovnicească cu părintele Evgenie și de la București, am început demersurile acestea cu binecuvântarea Înaltului Sfântului Părinte Ciprian. Am socotit că trebuie dezgropat și părintele Evgenie și părintele Isaac Borș, care era îngropat la Anghelești, în cimitirul de la Anghelești. Și unde în zilele acelea în care noi ne pregăteam, a plouat așa câteva zile la rând, în ziua în care am proces la săparea gropii și la dezgroparea osemintelor, atunci a încetat ploaia și îi spusesem părintelui Cleopa, va trebui să pregătim două sicrie. Părintele Cleopa zice, da, dar așa, mai mici, că cine știe dacă o mai găsi ceva acolo. Că era vorba de
52 de ani de la înmormântarea Părintelui Evgenie și de 42 de ani de la înmormântarea Părintelui Isaac Roș. Și zic, ei, nu, nu, să fie sicrie normale și în același timp să pregătim și, și veșminte. Am vorbit cu, cu Părintele Țucă, parohul de la, de la Pofești, și dânsul s-a ocupat de oamenii care au săpat. Și ce credeți? Când am, au ajuns săpătorii la trupul Părintelui, am descoperit faptul că după 52 de ani erau întregi toate osemintele, toate oasele, chiar și cele mai mici. Și nu numai că erau întregi, dar aveau o, o culoare și un, un aspect așa cum l-au Sfintele Moaște. Au fost spălate cu, cu vin, scoase acolo la, la, la suprafața gropii, pe, pe o masă și având sicriul alături. Și pur și simplu, așa cum am spus și atunci, în anul 2014, osemintele lui străluceau așa în, în lumina soarelui. Lucru care ne-a întărit și mai mult convingerea că Părintele Evgenie a, a avut o, o, o viață aleasă. Și vin la, sau revin la, la cuvintele pe care, la care făcea referire Părintele Izidor, că acești mărturisitori ai Bisericii, mărturisitori ai Lui Hristos, trebuie să fie pentru noi o pildă vrednică de urmat, lucru pe care ne-l împărtășește, sau idee pe care ne-o împărtășește Sfântul Apostol Pavel, care zice, luați aminte la mai mari voștri care v-au grăit vouă Cuvântul Lui Dumnezeu, priviți cum și-au încheiat viața și le urmați credința. Ei, iată cum viața și mărturisirea Părintelui Evgenie au făcut ca după 52 de ani osemintele lui să fie, iată, întregi și cei care au fost martori atunci au putut să vadă ce, ce culoare aveau. Pe de altă parte, dincolo osemintele Părintelui Isaac Roș, au fost, n-au fost așa în întregime găsite, ci doar oasele mari, așa și o, o parte din, 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 din cap. Și a rânduit Dumnezeu ca demersul nostru să fie dus la, la bun sfârșit. I-am dus în Biserica Mănăstirii Moșunoaiele, au stat o noapte în biserică și a doua zi, sâmbătă, am săvârșit slujba reîncumării. A fost prezent și domnul Valentin Muscă și alții cinstitori ai Părintelui Evgenie. Și în același timp, vreau să spun că am mai, Dumnezeu a îngăduit ca să se mai facă o reparație, să spunem așa, nu neapărat morală. În anul 1959, mănăstirea a fost închisă. Au dat voie cei care i-au alungat pe, pe monahii de acolo, au dat voie
oamenilor să ia tot ce, ce vor de acolo. Și icoanele mari au fost luate totuși de către preoți și duse în bisericile de Infitionești. Dar foarte multe obiecte sau cărți au ajuns prin casele unor credincioși din Fitionești. Tatăl meu, preotul Gheorghe Davija, a fost preot la Fitionești Pisc. Și într-o zi a găsit în, în casa cuiva o cruce cu, cu filigran, dar pe care scria schitul Moșunoaiele 1906 Constantin și Elena, donatori. Ei, tatăl meu, știind că este crucea ce este de la Moșunoaiele, a luat-o de la familia aceea, socotind că se cuvine ca acea cruce să fie la momentul potrivit dat, redat mănăstirii, pentru că într-o anumită perioadă mănăstirea a fost cumva pusă sub îngrijirea sau paza unui călugăr. De exemplu, a stat părintele Visarion, care era nepot al, al părintelui Evgenie, dar cu titlul de paznic. Apoi, părintele Mazăre, care a fost slujit la Anghelești, a avut grijă de, de mănăstire, așa cumva ca să, să, să nu se mai ruineze și mănăstirea. Ei, crucea aceea a stat în, în casă la noi. Eu eram copil și mă uitam la, la, la cruce și în același timp mă uitam la fotografia părintelui Evgenie, care ajunsese în casă la noi. Părintele fiind în fotografia aceea îmbrăcat în, în veșminte preoțești, în curtea mănăstirii și având o cruce în, în mâna dreaptă, pe care o ține așa aproape de inimă. Uitându-mă în fotografie, am constatat că acea cruce pe care părintele o ținea atunci în mână, era în casă la noi. Și vă spun că de foarte multe ori mă uitam la părintele, mă uitam la cruce și fără să știu că peste ani, în anul 2014, protoiereu fiind al protoierii Panciu, aveam să, avea să mă revină sarcina de a-l dezgropa pe părintele Evgenie, de a-l duce acolo unde era locul, unde era și dorul. Și în același timp, având posibilitatea de a-i reda, cumva, de a-i înapoia crucea. Pentru că am vorbit cu, cu soția, zic, uite, este vremea ca acum să înapoiem crucea aceasta părintelui Evgenie. Și fără să spun, n-am spus nimănui, am pus, am desfiletat mânerul de la cruce, l-am pus într-o, într-o cutie, cutiuță nouă și am pus crucea pe, pe pieptul părintelui Evgenie. Așa cum, cum era în, în fotografie. Și i-am făcut slujba de înmormântare, am dus către mormânt și înainte de a-l pune în mormânt, am luat înapoi crucea, pe care, după înmormântare, i-am înmânat-o părintelui Stareț Cleopa cu rugămintea
de a o recondiționa și de a o păstra în, în mănăstire pentru Sfinte Crucea pe care a ținut-o și cu care a slujit Sfântul de la moșenoaiele Părintele Evgenie Hulea. Și făcând de referire la, la ceea ce a amintit cineva aici, că Sfinții intervin în, în viața noastră și în tot ceea ce vrem noi să facem, iată, atunci când trebuia sâmbătă dimineață, trebuia să, să merg la, la moșunoaiele ca să facem slujba de, de înmormântare. Aveam o pomenire în sat. Și am pus pomenirea mai, mai devreme și la, la pomenire le-am spus oamenilor că, uite, l-am dezgropat pe Părintele Evgenie și acum este la moșunoaiele și trebuie să merg după pomenire ca să-i facem slujba de reînfumare. Cineva de la masă, uitați ce mi-a zis. A, Părinte, uitați, eu când eram copil, mă jucam la, la canton, la tata. Tatălui fusese pădurar. Și cantonul era lângă mănăstire. Și mă jucam cu, cu alți copii. Biserica, mănăstirea era părăsită. Era doar un călugăr acolo, Părintele Evgenie, care avea o, o, o chelie. Și ne, ne jucam prin biserică și ne urcam așa cum, cum se, se cață copiii, să vedem ce e pe acolo, ce e pe acolo. Și la un moment dat, zice, am găsit o cutie de tablă cu niște găuri și suna așa, părea că, că este care ceva în ea. Și curioși, gândindu-ne că sunt bani sau cine știe ce alte obiecte interesante, am desfăcut cutia. Și am găsit acolo, așa s-a, s-a arătat cumva dezamăgit, și am, am găsit niște poze. Erau poze cu Părintele Evgenie, cu mănăstirea, dar și i-ne-am dat părintelui care avea grijă acolo, Părintele Evisarga. Ei, acelea au fost pozele pe care noi aveam să le, să le folosim la promovarea da, imaginii și personalității Părintelui Evgenie. Dar știți cine era cel care mi-a povestit toate acestea și care descoperise pozele? El era din sat de la noi. Înainte de Revoluție a, a vrut să se facă polițist. Și a urmat școala de securitate și a ieșit ofițer de securitate. Doi ani a fost ofițer de securitate până la, la Revoluție, până în 1989. Ei, vedeți, este cumva întâmplător că acele poze au fost găsite de un copil care avea să devină ofițer de securitate, știind că Părintele Evgenie a fost victima ofițerilor de securitate din, din perioada comunistă. Nimic, nimic nu este întâmplător. Și cum de mi-a spus cele pe care vi le-am menționat, chiar înainte de a, de a merge să, să-i facem slujba de înmormântare a Părintelui Evgenie. Nu putea să-mi, să-mi mă spună cu, cu altă ocazie, că mă mai întâlnisem cu el. Dar iată, atunci a fost, am, am simțit că este un semn de la Părintele Evgenie.
Am vorbit deja prea mult și am prelungit, poate în mod inadmisibil, timpul afectat conferinței. Însă, despre Părintele Evgenie, cu siguranță vom mai vorbi, pentru că, iată, numărul 225 din revista Arhiepiscopiei, Glasul Adevărului, a fost dedicat Părintului Evgenie Hulea, Sfântul de la Moștenoaiele. Părintele Evgenie, cel care, așa cum a amintit domnul Silviu Alupei, este unul din preoții care nu a vrut să divulge taina spovedaniei, secretul spovedaniei. Că îl băteau pe Părintele, cerându-i să spună ce i-au spus partizanii la mărturisit. Și Părintele așa le spunea, taică, ce se spune sub patrafir, numai Dumnezeu știe. Și îndura chinurile, le îndura, așa cum a menționat și Părintele Isitor, și Părintele Traian, și Părintele Doru Teodor de la Burcea, le îndura cu bucurie. Iată, bucuria aceasta pe care mărturisitorilor le-o aducea suferința. Suferința despre care Sfântul Apostol Pavel zice că suferința aduce răbdare, răbdarea aduce încercare și încercarea aduce nădejde. Ei, toate acestea ducând către iubire, iubirea de Dumnezeu și iubirea de aproape. Bucuria pe care, bucuria mărturisitorilor și a mucenicilor, pe care noi de foarte multe ori o amintim atunci când cântăm, iată, troparul, pe de o parte, Sfinților Mucenici, care bine v-ați nevoit, s-a urmat de celălalt tropar, Slavă ție Hristoase, Dumnezeul nostru, Slavă ție Hristoase, lauda apostolilor și bucuria mucenicilor. Iată, bucuria mucenicilor. Este așa o asociere de termeni pe care numai Harul lui Dumnezeu poate să o includă în logică. Și este vorba de logica aceasta creștină, logica teologică. Slavă lui Dumnezeu pentru toate și se cuvine ca în fiecare zi să înălțăm acolo un gând în rugăciunea noastră și pentru mărturisitorii care au suferit, care au îndurat pentru, așa cum spunea Părintele Izidor, cu credință pentru biserica neamului nostru românesc. Amin. Sfinților mucenici, care bine v-ați nevoit și v-ați încununat, rugați-vă Domnului să se mântuiască sufletele
și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Preacuvioase Părinte, binecuvintează. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților și Mărturisitorilor noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Mulțumim, Bunul Dumnezeu, pentru această seară.